Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. La Brașov m-am dus cu trenul. Expediția a fost reușită. De acolo ești bronzat, cred. S-ar putea. Am prins așa Două zile cu soare plin. Și îmi face un, nu știu, fișă ceva și îmi spune: a, păi sunteți acum la limită, la vârsta noastră, e clar. Stai să te întreb, mai facem podcastul? Da, îl facem, suntem chiar în el. Da. Nu, de acum încolo, adică da, tu plec, vorbești, nu, stai amenințător. Nu, stai să zic cum s-a terminat. Eram curios să văd ce se întâmplă. Okay. Știi că la noi în meserie noi putem să facem tot felul de prostii, că suntem în documentare. Da. Cine, dragă? Sexologul. Sexologul, da. Sexologul BBMS. Sexologul într-un cuvânt. Să nu... Da. Nu m-am gândit niciodată asta. Foarte ok, da, foarte în banca lui. Da. Ar trebui să-l chemăm la podcast. Bine. Să ne povestească de la el. Să se sperie că mă vede. Aole, dumneata era nici aici nu scap. E povestea unui, zice se, menaja trois. E menaja 4, menaja 5. E o poveste destul de încurcată și în același timp un roman și de actualitate sociopolitică. Foarte frumoasă carte. Foarte frumoasă carte și cu, un gust de nostalgie și care se încheie într-un mod care te răvășește cu totul și cu totul și cu totul. Ați făcut un cadou și pe banii lui, nu? Da, bineînțeles, se simte că ne are acolo. Exact, da. Prieteniile de genul ăsta. Asta mi se pare fabulos, da. Exact. Poate vă taie din sală, dați-mă în judecată dacă eu greșesc cu ceva și credeți că eu nu am dreptate în lucrurile pe care le scriu în materialele mele, dați-mă în judecată, țineți-mă în tribunale, luați-mi banii aia pe care nu i-am, dar luați-i, nu încercați să cereți despăgubiri, să plătesc, nu m-a dat nimeni în judecată. Dacă ar fi să-mi schimb vreodată cariera, singurul lucru la care visez și visez realmente este să lucrez într-o instituție sportivă, într-un club sportiv, într-o chestiune de genul ăsta. Dacă te uiți acolo pe tricou ăla, scrie Striblinio. Striblinio, da. Băi, felicitări! Băi, extraordinar! Ce bine! Mă bucur atât de tare că ai scris despre respectivul. Nu este același stil de plagiat peste tot. De fiecare dată e o provocare intelectuală pentru mine să găsesc, nu știu, sau poate că mi-ai fi dorit când eram foarte mică să devin detectiv și asta mă provoacă iarăși foarte tare. Deci, nu cred. Ba da. Data viitoare, chiamă-ne și pe noi, stăm undeva. Bine, acum nu vă închipuiți plâns de la cu lacrimi cu șervețele și cu ca la psiholog când te duci și te așezi pe canapea și încep sau pe fotoliu și încep să plângi și tragi lângă tine cutia cu șervețele și... Nu, da, alea cu lăcrimat și cu bușters, așa. Da. Edinburgh? Da, Edinburgh. Zic unii Edinburgh, zic alții. Câte și Edinburgh mai zic românii din când în când. La noi este Edinburgh, vă povestesc imediat. Salutare, bine ați revenit în Casa Vorbitorincilor. Suntem prezenți aici. Am avut și deplasări, am fost și încolo încoace. Cum mai merge? Bine. Cum mai merge trenul? Trenul. Câteodată merge bine, câteodată merge, dar nu până la capăt. De exemplu, am avut lansările astea legate Brașov-Sibiu și cu două zile înainte Câmpina. La Câmpina a venit Joviene, gazda mea de acolo, care m-a dus Jovi al cu mașina și m-a dus patroana prăjitoriei în care am făcut lansarea, doamna Denisa Voicu. La Brașov m-am dus cu trenul, expediția a fost reușită. De acolo ești bronzat, cred. S-ar putea. Am prins două zile cu soare plin. Ai un soare atlantic pe tine, așa. Da. Și a doua zi trebuia să plec, aveam bilet de tren Brașov-Sibiu. Așa. Dar am aflat în ultima clipă că trenul merge până la Făgăraș. Și acolo ești dat jos din tren și vârât în niște autobuze. Ok. Care te duc la Sibiu. Acum eu nu știam cum sunt autobuzele alea, portul măștii a devenit ceva cu totul facultativ. Nu prea se mai poartă. Și atunci am profitat de gentilețea unei doamne din Sibiu, care mi-a trimis pe cineva care m-a cules cu mașina din Sibiu, din Brașov, și m-a dus până la Sibiu. Iar de la Sibiu, la București, am profitat de gentilețea cumnatului meu,
care m-a adus cu mașina de la Sibiu la București. Deci am scăpat de autobuzele acelea, care, cine știe, poate erau foarte comode, foarte aerisite, dar nu știu. Și închipui discuția. Du-te și ia-l, dragă, cu... vine Radu Paraschivescu. Da. Radu Paraschivescu de la televizor. Ăla, da. Nu. Ba da, ăla. Și ai făcut dialog. Da, sigur. Da, omul cu care am mers de la Brașov la Sibiu cu mașina a venit la lansare la Sibiu. Îți dai seama, a luat și autograf. A luat, da. Și cu trenul cu cine ai mers? Ia zi. Cu trenul am mers cu Bebe Mihăiescu. Bebe, ce mai face Bebe? Nu l-am mai văzut de... Tot așa mai... fit e? Tot așa. Fit, da. Fiecare... Cred că a avut un dram de nesiguranță, mă, o fi el, n-o fi el. Nu ne-am destăinuit, dar până la urmă fiecare a conchis că da, el e. Cel de lângă. Și a văzut fiecare de treabă. A citit și domnul Mihăiescu, a mai trimis niște mesaje, a mai citit și eu, a mai trimis și eu niște mesaje. Aha. Din când în când mă uitam în spate pe diagonală unde era o doamnă care vorbea înfiorător de tare și de agasant și de prețios. Și te uita nasol la ea. M-am uitat ostil, da, degeaba. Da. Puteam să mă uit 2 ore jumate că nu se întâmplă nimic. Doamna nu se uită la televizor, nu știe, nu ascultă podcasturile noastre ca să vadă că a fost crucificată, tăiată în două, săgetată. Și de la Bebe n-ai eu discuteam dialogul cu Bebe, eu cu Bebe mă știu, sau știu pe Bebe Mihăiescu de acum. Vai, ce au trecut ani. Uh-huh. Așa, exact de atunci. Și de la Iași, el venind de la Iași. Aha, cred că acolo ne-am intersectat. Se poate. Nu, eu știu ca autor Humanitas, că a publicat la noi 2 cărți. Și acum care... cine, dragă? Sexologul, dragă. Sexologul, da. Sexologul BB Mihăiescu. Sexologul într-un cuvânt. Să nu... Da. Nu m-am gândit niciodată asta. E un tip foarte ok, da, foarte în banca lui. Ar trebui să-l chemăm la podcast. Bine. Să ne povestească de la el. Să se sperie că mă vede. Aoleu, dumneata erai stați nici aici nu scap. Nici aici nu scap. Deci a fost frumos, mă bucur. A fost frumos, a fost lume la lansări și la Brașov. Și am mai dat și un interviu a doua zi la Radio Brașov, acolo în direct. La Sibiu parcă a fost și mai multă lume și parcă și pulsul publicului a fost, nu-i frumos să departajezi și să faci clasamente, dar la ei cred că s-a văzut mai mult pauza provocată de pandemie, pentru că nu ne-am mai întâlnit de mai bine de 2 ani. Abia l-așteptam pe Radu Vancu să-l exploatez din nou și cred că și el m-a așteptat cu bucurie, pentru că a ieșit o lansare foarte frumoasă, foarte caldă. M-am văzut cu prieteni fani al lui Liverpool. Am promis că relația va rămâne aceeași, indiferent ce se va întâmpla, eu fiind convins că Real pierde. Și chiar a fost o lansare frumoasă, după care seara, la masă, n-am putut să onorez invitația lui Radu și a lui Adinistor și a celorlalți care voiau să mă ia la un vin, pentru că îmi venise familia din Lugoj, la Sibiu, și nu venise cu mâna goală, adusese partea canadiană a familiei, pe care nu mai văzusem de ani. Am crezut că trecuseră prin Calan Sebeș. Nu, au venit pe dincoace, au venit pe sus. Da. Da. Cred că premeditat au venit pe sus. Da. Hai să nu-i ducem nimic de data asta. Și i-am văzut pe Oana, pe verișoara mea, pe Ovidiu, pe soțul ei, pe Călin, pe băiatul lor. Nu-i mai văzusem de minimum 6 ani. Ce mai e prin Canada? Liniște și pace. Da? Pare o enormă rezervație, așa văzută de departe. Eu n-am călcat acolo. Aud că este o țară unde ai toate tipurile de confort, ai un aer bun. Da. O relativă liniște, zăpadă multă, pentru că știu că am sunat-o pe Oana odată, nu, ea m-a sunat pe mine, eu nu sunt niciodată, nu știu de ce, de nesimțit ne. Și prin mai am vorbit cu ea și am întrebat, zic, Ovidiu, ce face? Dă zăpada. În mai. Și-a, da, era jumătatea lui mai. Da. Eu, mă rog, pentru cine ne ascultă, e deja iunie, dar noi înregistrăm încă în mai. Am vorbit și eu în Canada recent la telefon, stăteam într-o zi plictisit așa, deși pare greu de crezut că n-aveam treabă, dar veneam de la Vaslui și conducea Alina. Și mă uitam pe Facebook și mi-apare o reclamă de aia, nu vreți să emigrați? Cu un tren, cu Canada, cu steagul, cu nu știu ce. Ce, cu un tren? Da, era un tren. Păi, era o fotografie reclamă. Pe reclamă, Da, dar credeam că te trimitea cu trenul în Canada, că gândeam că e o performanță. Până la un punct se poate merge și trenul. Până la un punct, Și era un tren, o fotografie, steagul canadian și nu vreți să emigrați? Bă, dar de ce m-or fi targetat ăștia? Și zic, ia, hai să vedem ce se întâmplă dacă apăs eu aici. Asta s-a întâmplat pe la Bârlad. Primești o canadiană.
Exact. Cadou. Asta s-a întâmplat pe la Bârlad. Uh-huh. Știi? La Bârlad apăs eu, completez un formular, așa, și pe aia la Focșan noi facem schimb de mașină, de șofer. Și de la Focșan conduc eu, că pe drumul ăla nenorocit DN2 conduc eu. Și pe la Buzău primesc telefon. Sună telefonul. Bang, din Canada. Că văd, scrie acolo, știi că acum scrie pe telefonul noi de unde te sună. Canada. Zic, nu-mi vine a crede. Ești trecusă cât? Trecusă o oră. De la Focșan la Buzău. Bun, bun. Și mă interpelează un domn și mi-a explicat. Am auzit că vreți să emigrați, stați așa, că vă ajut eu, vă fac profilul. Zic, stai frățioare, nu te grăbi, hai să luăm încet. Zic, sună-mă peste o altă oră ca să ajung în București. Și într-adevăr, omul revine și începe și are o loc cu lungă discuție, el îmi completează niște date, îmi face un punctaj și îmi face un, nu știu, fișă, ceva și îmi spune... A, păi sunteți acum la limită, la vârsta noastră, e clar. Stai să te întreb, mai facem podcastul? Da, da, îl facem, suntem chiar în el. Da. Nu, 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 de acum încolo, adică da, tu plec, vorbești nu, stai amenințător. Că, nu, nu, stai să zic cum s-a terminat. Eram curios să văd ce se întâmplă. Okay. Știi că la noi în meserie noi putem să facem tot felul de prostii că suntem în documentare. Da, 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 da. Deci da. N-ai cum alibiu... Da, ne documentăm. Umbrela generală, da. Și el continuă și zice, gata, v-am întocmit fișa, iată punctajul, sunteți chiar la limită, e bine să o faceți anul ăsta, după ce ați făcut 45 de ani, nenorocire, nu vă mai primește aia și cu meseria noastră, zic bine. Și acum, ca să vă ajutăm să vă punem actele pe circuit, vă trimit eu link-ul pentru cont să ne plătiți $300. Așa. Poftim? Ai spus, suntem mai mulți care vor să plece. Și el spune, păi cum... Eu ce, $300, noastră plătiți și vă punem actele pe circuit și să ne grăbim. Și zic, când să vă plătesc? Păi acum, vă trimit în secunda asta. Zic, să-ți dau $300? Da. Și el spune, da. Canadieni. Zic, dar de ce? Canadieni, toți cum, de încolo. Ceva. Și el spune, păi cum, dar eu te-am ajutat aici. Sigur. El mi-a spus, am stat de vorbă cu tine 30 de minute și am zis, prieten, n-ai stat de vorbă cu mine, tu vinzi ceva. Ia-o încet. Zic, nu se poate. Mamă, omul ăla chiar s-a enervat și a zis, cum, mi-ai pierdut timpul? Că vorbeam cu altul. Zic, mă, nu știu dacă suntem atât de mulți, dar e clar. Dă-i numărul meu dacă mai vorbești cu el. Vrei? Eu, da, de cum, Doamne, cum să emigrez, Dumnezeule? Lasă că nu mai am vârsta, că pe mine m-ar lua cu pietre dacă ar afla ce vârstă am. Dacă tu ești la limită, eu sunt îmbălsămat deja. De primul spun că ești scriitor, au nevoie de scriitori în Canada. E, nu plus știu, că ești profesor am o canadiană aici la lecturi. Plus că ești profesor de engleză. Am fost asta, da. Ai văzut. Faci niște traduceri din română în engleză. Mm-hmm. Ok. Nu? And where's the fun, ca să zic așa, că aici ai, slavă Domnului, aici nu te plictisești nici o secundă. Da. Mă, nu, cum se migrezi, mă, din România? Stai un pic. Că mă aprind acum. Crezi că societatea canadiană e perfectă și nu o să e perfectă, ai de râs nu, acolo? Nu e. A, o să ai de râs, bine, ai de râs și în Islanda, probabil. Da. Dar n-ai zeama de aici, n-ai sosurile de aici. E, nu există. Adevărat. Nu există. Nu e adevărat. Ai o țară sobră totuși. Sigur, cu cusururile, probabil, da? Cu marile avantaje. Dar nu. Să compară cu România, măi. Deci România este o rezervație în care găsești absolut tot ce vrei. N-ai stat destul în Canada. Uite, Nicio secundă în Canada. Cine ne urmărește din Canada să ne spună care sunt cusurile societății canadiene. Când, de exemplu, nu dă toată lumea zăpada la timp, mă gândesc. Se întâmplă, da? Da. Nu știu. Am aflat tot felul de povești. Uite, ne zicea cineva, dar cred că am vorbit împreună, nu mai știu cine a povestit, că era băut și în Canada, știi? Apropo de politeția poliției canadiene. Da. Era băut la volan, i-au pus fiola, l-au luat și au zis, ok, dumneavoastră mai conduceți de aici, l-au pus în spatele mașinii și l-a condus polițistul acasă. Frumos. Nu? Nu mai știu. Nu, poate nu era. Cred că nu eram noi. Da. Că erai numai tu cu altcineva. În fine. Da. Da. Eu sunt convins că și Canada are cusururi. Nu există loc pe lume să n-aibă cusururi. Bănuiesc că și Costa Rica are cusururi, deși pare o formă a paradisului. Bănuiesc că și Toscana, apropo de paradis. Toscana. De definiția lui Alex Leo Șerban, care zicea că Toscana e parterul paradisului. Asta e definiția pe care o știu de la el. Am fost în redacție la Libertatea săptămâna trecută. Așa. Există un perete cu Alex Leo Șerban. Ce frumos. Și da, exact asta am zis și eu. Ce frumos, pentru că mama lui Leo Șerban și-a dorit să rămână această idee. Mm-hmm. El a scris la Libertatea dinainte ca Libertatea să fie ceea ce este astăzi. Și i-au păstrat o amintire. Frumos, deci, mă bucur. E,
Foarte frumos gestul lor. Știi că florile lui preferate erau mixandrele. Și eu trecând la un moment dat, de mult, cu niște ani în urmă, prin spatele pieței Obor și ajungând în Colentina, am văzut în dreptul semaforului două florării de-astea de stradă. Una se chema Alex și alaltă se chema Leo. Ce tare! Da, da. Nu da. Cred. Pe da. Cuvântul meu, da. Ce frumos! Că m-am gândit atunci când am, nu știu, mi-am adus aminte de Leo, de Mixandre și taman atunci mi-au răsărit chioșcurile astea în față. Da. Hai să începem! Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii. Salutare, Radu Paraschivescu. Salut, Cătălin Striblea. După atâta vorbăraie, e timpul să apăsați și butonul acela de subscribe plus clopoțel, vă rog frumos. Subscribe, da, apăsați pe subscribe. A zis cineva la un podcast atât de bun să aveți atât de puțin subscriberi. Da, și pe noi ne miră uneori. Da. Dar oricum vă mulțumim pentru mesaje, sunt foarte multe. Vă mulțumim și că dumneavoastră cotizați. Știți că v-am întrebat la un moment dat. Poate o să punem la un moment dat, ne tot gândim, un fel de abonament, dar nu de asta, adică puteți să ne vedeți fără abonament. Da. Dar oricum mulțumim pentru mulțumiri, cum ar fi financiare, știți ce facem cu ele, cumpărăm aparatură, cumpărăm spațiu de stocare pentru partea audio și ne plătim colegii care mai și muncesc. Da, nu ca noi. Care nu ca noi. Da, noi batem din buze, da. Dar subscribe-ul prinde foarte bine. Chiar puteți să faceți o epidemie de subscriberi cu clopoțel. Aici mi se pare foarte, foarte bine. Încurajăm acest lucru pe pagina digitală. Oricum suntem fericiți că având 7.500 de abonați, la noi se uită câte 17-18 mii, uneori 20 de mii, uneori 40 de mii de oameni per episod. Mm-hmm. Ceea ce este absolut senzațional. Neașteptat chiar. Neașteptat, față de ce proiectaserăm noi cu un an jumate în urmă. E foarte interesant că mai sunt podcasturi culturale, să le spunem asta, sau cu schimb de idei, dar nu sunt atât de multe și... ideea noastră de a avea schimb de idei în spațiul românesc, măcar ideile noastre, mi se pare foarte ok. Mai ales că eu consider așa cu un fel de mândrie, că noi suntem cei mai apropiați de podcast pentru că avem, de fapt, discuția dintre noi doi, ceea ce ar trebui să fie un podcast. Da. Chiar când vă uitați la noi, suntem la Bookfest. Da, suntem în plin Bookfest, care a început de miercuri. Întâi, așa. Care ține până duminică inclusiv, de la 10 dimineața la 8 seara. Ne vedeți așa, ne vedeți sâmbătă la ora 13.30 sau 14? 13.30 o să ne vedeți pe noi doi la cartea mea împreună cu Dan Teodorescu. Dan Teodorescu, o să fie simpatic. Da. Așa. Nu o să cânte decât el. Pe urmă o să ne mai vedeți flancând-o pe Tatiana Niculescu. Asta la... Cred că la 15. La 15, da. Și... Pe tine o să te mai vadă. Da, la fără mine. În jur de ora 18 la Poli Samson. O să vorbesc despre asta azi. Pe mine o să mă mai vadă în aceea zi între lansarea mea și lansarea Tatianei la Sabina Fati. Okay. O carte de călătorie care apare acuși. Sabina Fati e mare, mare călătoare. Știu, păi da, are deja niște cărți de genul ăsta și niște cărți în care curtează pericolul. Da, mi s-a părut și mie. Mai sunt spațiile acelea exotice din Asia, să fie o femeie singură, exact. Albă și blondă. Și blondă, da. Nu e cea mai bună scrisoare de recomandare. E foarte curajoasă. Are un curaj nebun și are o curiozitate scormonitoare aproape, ceea ce are și lăudat. Așa a fost și ca jurnalist Sabina Fati și așa probabil că rămâne ca scriitor și călător. Eu mă duc și duminică la ora 15 să lansez Compatrioții cu Stejerel Olaru și cu Armand Goșu. Da. Compatrioții e o carte de scrisă de doi jurnaliști de investigație ruși, ceea ce e o treabă extrem de periculoasă, despre modul în care KGB-ul funcționează în străinătate. Deci ăsta e cu Bookfest-ul. Da, eu o să mai fiu la două lansări, la una colectivă la Polirom cu
traduceri relativ recente, printre care și Jonathan Coe al meu. Și o să mai fiu sâmbătă de la 12, tot la Polirom, și o să vorbesc despre Matei Vișniec, despre cartea lui, despre care am vorbit și aici. Pe care ai prezentat-o aici, și ai spus că e superbă. Da. Este una dintre marile isprăvi ale Poliromului pe secția de literatură română, alături de Abraxas, despre care iarăși am vorbit amândoi. Da, Abraxas este senzațională. Și fost venit la lansare, da? Da. Și n-am pățit nimic. Da, pentru că autorul am înțeles că... Autorul a anunțat a doua zi, cu o bidă, astea au fost cuvintele lui, că alergia lui, de fapt, era COVID. Ah, ce tare, și, da. Și, nu s-a întâmplat nimic. Bine, e o formă deja anemică, s-a plictisit și COVID-ul. Dar a fost interesant, știi, cum funcționează asta, pentru că m-am dus la conferință la Humanitas și m-am așezat acolo pe băncuță și a venit o doamnă la mine pe care nu o știu și mi-a zis, Radu, este bine? Nu, mi-a zis altfel, deci mi-a zis de tine. Asta s-a întâmplat sâmbătă, noi ne văzusem deja miercuri, lansarea fusese luni. Da. Și spune, Radu, este bine? Deci, da, întâmplător și vorbisem cu tine, cred că atunci. Da. Păi zic, da, dar de ce n-ar fi bine? Păi am fost la lansare la BAS și ne-a anunțat pe toți că are COVID. Și Radu a stat lângă el. Și a zis, hopa! Da, nu, și Dan Croitorul a stat lângă el pe partea cealaltă. M-am întâlnit și cu Dan între timp. Da. Nu s-a luat nimic la nimeni. Nu s-a luat nimic la nimeni. Asta e cu Bookfest-ul. Altfel, astăzi, Dane, să spunem în primul rând că vine Emilia Șercan la noi. Stați pe aproape, pentru că sunt lucruri de povestit. Doi la mână, amintirile noastre de la catedră, că amândoi fuserăm pe la catedră și o să vă spunem ce, de ce am ajuns să le și povestim. La boarding pass o să mergem la Edinburgh. Cred că așa se zice. Așa se zice. Torturi, fotbal, sigur Radu este fericit pentru că, ce-ți vezi, Real Madrid, complet neașteptat, dar trebuie să vorbim și de Dinamo, zic eu, părerea mea. Și și niște cărți. Niște cărți, da, evident, o parte le vedeți pe masă. Cred că e timpul să zicem două vorbe despre catedră. Asta e momentul. Vorbim despre prezența la catedră, pentru că Radu a fost săptămâna trecută diriginte la clasa a 7-a, ceea ce mai fusese el acum 40 de ani. 35. Am fost un fel de diriginte, o doamnă profesor de la Caragiale, doamna Gabriela Dăneț, profesor de matematică, mi-a cedat, sigur, în temeiul unei invitații, mi-a cedat ora dumneavoastră de matematică, pentru că eu să fac o oră de așa zisă dirigenție, căci nu dirigenție am făcut. Am stat și am povestit despre scris, despre viață, despre faptul că scriitorii contemporani, deși unora li s-ar părea ciudat, trăiesc, că de aia sunt contemporani, pentru că exista de mult prejudecata că un scriitor, mai ales dacă apare în manual, e categoric mort și e de demult. Și am așteptat întrebările elevilor cu oarecare strângere de inimă, pentru că mă gândeam, nu ne cunoaștem, s-ar putea să fie timorați, s-ar putea să n-aibă chef de mine pur și simplu, s-ar putea să prefere matematica unei discuții cu un tip pe care eventual l-ar fi văzut pe la televizor. Ținta era clasa 7-a, au aflat însă alți elevi de la 5-a și de la 10-a și au venit și ei. Și s-a umplut sala aceea de lectură și cele mai multe întrebări cred că le-am primit de la clasa 5-a. Dar întrebări foarte bune, întrebări de mai multe tipuri, adică trecând și prin writer's block, cum e când te blochezi sau ai avut ocazia și cum rezolvi. Stai că m-ai făcut curios. Cetățeanul meu nu s-a nimerit și el pe acolo? Nu. E într-a 10-a? Da, e într-a 10-a. Nu l-am văzut că l-aș fi recunoscut. Da. De la 10 au fost câțiva băieți care au stat în fundul clasei acolo. Unul m-a întrebat dacă nu mă tem că scrisul meu mi-ar putea dezvălui anumite vulnerabilități. Bună întrebare. Foarte bună întrebare. Cam toate întrebările au fost ok. A fost o întrebare din partea unei fete de-a 7-a, pe care cred că o cheamă Lara, că am ținut minte de la profesora de română, doamna Papazi, care a participat și dumnea ei. De la acest copil de-a 7-a am primit întrebarea dacă o carte pentru copii trebuie să fie precaută, trebuie să tragem linia undeva în ceea ce privește lezarea sensibilității unui copil sau putem să procedăm în deplină libertate.
Sunt întrebări de genul ăsta, foarte bune și au fost... Smart, da, și am depășit ora aia de dirigenție, am intrat și în următoarea, nu mi-am dat seama când a trecut timpul și am plecat oxigenat de acolo, adică chiar mi-a plăcut. Bine, mie mi-a plăcut să fiu profesor. Eu chiar am vrut din facultate, voiam să traduc cărți și să predau. Și s-au împlinit, mă rog, cu tradusul a existat un anumit decalaj. Dar de predat am predat, nu mult, 4 ani și ceva. În condițiile de la, din a doua parte anilor 80, atunci când rău devenise foarte rău. Ce zici de faptul că, știi, când uneori când mă întâlnesc cu copii de genul acesta, că am fost și eu la vreo 2 lansări de carte în care am stat de vorbă cu niște copii foarte deștepți, și uite chiar dacă nu cumva chiar la doamna profesoară de română pe care o numeai să ne fi întâlnit la o lansare, sper că nu fac o confuzie. Adina Papazio, da, cred că cu ea ne-am întâlnit la o lansare la un moment dat și mi-au părut așa copiii foarte deștepți. Eu vorbind cu ei îmi dau seama că școala românească nu e un atât de mare eșec. Nu. Dar poate că e vorba doar de copiii din clasele care sunt la București, super licee, super educație, există, elitele școlare. Există o inegalitate care exista și pe vremuri și care poate acum s-a acutizat sau poate acum e mai ușor de observat. Dar evident că nu sunt toți sclipitori și după cum nu sunt toți loaze. Ai toate palierele, ai și mediocri, ai și străluciți, ai și... buni, foarte bune și tocilari, ai și chiulangii, păi e firesc să fie așa. În ziua în care vorbim noi, ministrul Educației a anunțat o reformă, ea nu e o reformă, e o joacă, pentru că e o reformă sau o schimbare în ceea ce privește notarea și, mă rog, modul în care îi evaluez pe elevi, adică nu să mai dau teze. Ok. Și cu sau fără teze. Bine, din punctul meu de vedere ar fost important să se dea mie viața, mi se pare că e un permanent examen. Este. Și de când, din când în când trebuie să fii testat, la modul propriu. Adică trebuie să te pui în fața unor oameni, pentru că așa e și în meseriile noastre sau în cele pe care le fac și ascultătorii noștri. Trebuie să fii acolo, să dai un test, să vezi unde ești. Ești bun, ești rău, ești mediu. E... La noi e relativă poveste. Există testul ăsta, dar testul ăsta se cheamă publicul. Se cheamă publicul, dar tu în fiecare seară când te... Permanent. E un test permanent, da. Când te duci seara la televizor, pentru tine sau pentru Vale, când te duci tu... Sau când scriu un articol, sau când scriu o carte... Și când scriu pe Facebook. Da, sau când scriu pe Facebook, tot este test. Da. Un tip de test pe care trebuie să ți-l asumi. Și viața e făcută din momente din astea. Mie nu mi-a displăcut forma de examen, poate să meargă mai bine, mai rău, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama în ce măsură e important să n-ai testul ăsta sau cum o să contribuie la mai buna funcționare a învățământului din România. Dar am zis să marchez momentul. Poate, uite, o să întrebăm și pe Emilia Șercania, vine mai târziu un podcast. Emilia e lector universitar, da? Da. Oare le dă teste? Le dă lucruri de făcut în facultate? Mă gândesc că da. Da. Bine, ea predă și o materie dificilă, ar fi de dat acolo. Da. Am fost și eu la catedră, fix unde lucrează Emilia, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării. Am predat câțiva ani. Am ținut seminariile. Nu știu asta. Da, nu știi? Asta? Nu. Am ținut seminariile câțiva ani acolo la jurnalism. Mi-a plăcut, a fost o întâlnire interesantă cu o generație care încă la data respectivă nu era atât de digitală pe cât astăzi, dar în orice caz erau în altă lume decât funcționam noi. Am lucrat cu copii mici ca facultate, anul 1 și anul 2, adică încă nu și nu aveau formate multe dintre reflexe. Era interesant pentru mine că mulți nu voiau să facă jurnalism. De atunci mi-am dat seama că nu e o chestie foarte atrăgătoare. Erau veniți pentru publicitate. O industrie, cred că mai bine plătită, probabil, un pic mai spectaculoasă, cu premii, mai atractivă. Și curiozitatea mea sau mirarea mea mare a fost momentul în care îi întrebam care e știrea zilei, știi? Aveam cursuri la ora 12 și zic, care este știrea zilei de azi? Liniște, știi? Noi nu avem exercițiu de a vorbi de asta. Da, chiar nu v-ați uitat și nu se uitau după știri. Nu aveau reflexul ăsta de a se uita după știri. Zic, dar ei explicați-mi cum procedați. Vă treziți. Și am pus să fac exercițiul ăsta. Vă treziți, bună dimineața, vă spălați pe ochi, ce faceți? Dați drumul la un televizor, la un radio? Nu. Mâncăm. Asta. Mâncăm, nu știu ce, după aia în telefon. Păi zic, în telefon sunt știrile, nu?
în telefoanele noastre sunt toate șterse. Azi, nu neapărat. Nu, domnul, este Facebook, este Instagram, pe ceva. Avem și noi prieteni. Exact, prieteni. Avem prieteni. Păi și zic, păi, în Facebook-ul vostru nu intră și știri? Nu aveți făcut această bulă să vă aducă și știri? N-aveau. Și îi rugam să vină la ore să le dădeam temă de dimineață. Mm-hmm. Băi, până la ora 12, puneți-vă la punct cu... Aha. Ce avem de făcut, știi? Care e știrea zilei? Zic, hai să trăim în meseria asta, zic, și în publicitate dacă lucrezi, cât de cât trebuie să fii, să ai niște repere. Sigur. Asta și e. Ai avut succes? Cu timpul sper eu că am avut succes. Cred că am făcut și niște seminarii interesante. Dar făceai seminarii la cursurile cui? De radio. La cursurile de radio. A, nu, dar nu era cineva care ținea cursul și ba da, exista cineva care ținea cursul și eu doar învățam practic cum să scrie știrile. Știrile sau cele preda la curs. Exista un suport de curs și eu trebuia practic să lucrez cu ei scritura de știre, scritura de, știu eu ce mai aveau, e mini-reportaj, nu cred, era departe. Să facă depeșe, să facă inserturi într-o știre, să înregistreze pe stradă, adică să iasă cu o chestiune practică de redacție, în momentul în care intră în redacție, să știe să folosească aceste mici mecanisme. Și după aia ți-ai exersat virtuțile pedagogice și pe băiatul tău, nu? Într-o anumită măsură. Într-o anumită măsură. Vladimir este selecționer de știri. Vezi? Asta face. El selectează știrile pe blog, pentru blog, știrile internaționale, scrie șapou, a devenit foarte priceput în a folosi mecanismele astea și a sesiza ceea ce e interesant în spațiul nostru și ceea ce nu e interesant sau pentru publicul de acolo. Acum l-am văzut, sincer vorbind despre asta, că are o înclinare și a găsit aproape singur, ca să zic. Da, o înclinație, scuze. Și a găsit singur redacție, am găsit eu o redacție, să ducă repede și tropăie să lucreze într-o redacție la vară, să vedem ce iese din chestiunea aia. Cred că are talent, dar asta e meserie grea. Spinoasă, știu. Da, eu am predat în cu totul altă perioadă, care acum pare din altă lume, din altă eră istorică. La sfârșitul anilor 80, cred că am mai povestit, la Făget, în județul Timiș, sunt mai multe Făgeturi în țară, și am ales postul ăla în urma unei repartiții naționale. Ca așa se făcea în anii 80, cu centre universitare care erau în conferință, în direct, și cereau, și, mă rog, se atribuiau posturile în ordinea medii, în ordinea descrescătoare a mediilor pe toată țara. Și existau două excepții de la regulă: dacă cineva avea buletin pentru localitatea respectivă, lua postul indiferent de medie, sau dacă era cineva căsătorit cu cineva din localitatea respectivă, iarăși lua postul indiferent de medie. Localitățile nefiind Timișoara, Cluj, Iași, București, Sibiu, Brașov, să ne înțelegem. Erau 90% din mediul rural. Locuri în care lumea nu s-ar fi înghesuit dacă n-ar fi existat această obligativitate. Dar chiar așa am o curiozitate. Cum ajungeai la București, Timișoara, Iași, Cluj? Nu ajungeai. Orașele mari erau închise. Adică ce? Acolo nu era nevoie de profesor? Erau blocate. Nu știu. Pentru pile, habar n-am. Dar nu găseai post în orașele mari. Păi și cu ce începea? La tine când ți-a făcut repartiția, care era? Postul, cel mai bun post, teoretic cel mai bun post care s-a dovedit a fi o păcăleală, era școala 200 nu știu cât. Ce e aia? În București? Așa a crezut cel care a tras lozul și care era șeful de promoție, fata lui Eugen Simion, Mihaela Simion, care a avut media generală 10,5. Interesant, mi se pare... Erau să dădea ceva de la partid, de la UTC. Ca să poată fi departajați, pentru că Fița avea 10 și el. Aha. Și atunci, ca să existe o departajare, Mihaela i s-au dat, nu știu, 50 de sutim bonificație, era ceva absurd. Era. Mi-aduc aminte că mi-au povestit și ai mei, era ceva, îți mai dădea pe linie... Da, ceva, obștesc, de partid, habar n-am. Oricum, eu la 9,63 sau cât aveam, 9,57, eram fără griji. Eram 7-lea, 8-lea de la mine. Erau alții
mult mai buni. Da, sigur, în primii 10. Și mai studioși. Da. Așa, deci zic cu școala 200. Mihail a fost convins că am pușcat o școală generală din București, dar nu era, era în Moara Vlăsiei. Și trebuia să iei un personal, să mergi câteva halte. Moara Vlăsiei aici, în afara Bucureștiului. Da, în afara Bucureștiului, da. Trebuia să mergi și pe jos, am impresia, destul de mult. Peisajul nu era atrăgător, mai ales pentru o domnișoară. Și știu că nu s-a dus, cred că s-a dus o zi, parcă așa țin minte, nu i-a plăcut acolo, nu prea avea ce să-ți placă. Dar oricum, apele s-au aranjat altfel. Iar Mihnea, care era teoretic pe locul 2, deși avea tot 10, a luat videle. Oi, videle, era un trofeu, pentru că Mihnea stătea lângă gară, pe strada Crișana, mi se pare, acolo, lângă radio. Așa. Și făcea 10 minute pe jos până la gară. Și lua personal, iar de la București la videle aveai rapid. S-au accelerat în orice caz 40 de minute. Așa. Păi eu ajung de la mine de acasă la Casa Presei alte în mai vremuri, mult timp. Da. Prin urmare, ăla era un post într-adevăr bun pentru cineva din București. Altfel, posturile pe care eu le-am refuzat că nu mi-au plăcut ca oraș, au fost Călăraș și Slobozia, n-aveam nicio ancoră acolo, iar naveta zilnică era imposibilă. Și am vrut să-mi iau la Lacul Roșu sau la Gheorghen, unul din ele. Așa. Pentru că zona e foarte frumoasă, da. Eu mă înțeleg foarte bine cu etnia maghiară, dar mi-am dat seama că nu cunosc pe nimeni acolo și că totuși e bine să ai cât de cât un cartof, o cunoștință, pe cineva cu care să schimbi, cu care să te ajute să te acomodezi. A urmat ca preferință județul Constanța, că l-aveam pe unchiul meu acolo, pe fratele tatei, și el mi-a spus, eu abia aștept să vii aici, dar să știi că e o școală de tătari, una dintre ele, nu vorbește nimeni românește acolo, și celelalte două iarăși aveau tot felul de probleme, prin urmare m-am orientat spre Timiș. Și acolo erau trei posturi. Era postul de la Șag, și am zis Șag, 7-8 km de Timișoara, mă duc cu bicicleta. S-a ocupat prin căsătorie. Cineva căsătorit cu cineva din Șag, la revedere. Teremia, adică Podgorie. E bun și Teremia. S-a ocupat prin buletin. Și a mai rămas Făgetul. Făgetul era al treilea post. Și l-am luat pe acela, constatând mare satisfacție. Nu numai că are gară, dar opresc și două trenuri accelerat. Care veneau de unde? De la București? Unul sau de la era Timișoara? Celebru Foamea, Timișoara-Iași. Timișoara-Iași, da. Făcea câte 3 săptămâni pe drum. Da, da. Așa, și altul era Timișoara-Galați, cu perechea, Galați-Timișoara. Era tot o foamete și ăla. Da, da, bun, erau sordide, firește, dar aveai varianta asta, aveai varianta trenului. Deci tu te duceai la Timișoara cu un tren care venea de la București? Bine, eu nu aveam treabă cu Timișoara, decât foarte rar, că mă duceam la discuri, să iau discuri. Păi nu, da, altfel, când eu stăteam la Lugoj, la Neamuri, și făceam naveta zilnic la Făget, că erau 30 ceva de kilometri. Iar când mă duceam acasă, nu aveam trenul prin sud, aveam rapidul Timișoara-București. Da. Noaptea citeam, stăteam lângă ușă, că era lumina aprinsă pe hol, și citeam până la București, că odată eram tânăr. Odată am mers și eu cu băierul. În compartiment nu puteam să aprind lumina, că eram linșat pe loc. Dar ai mers la cușetă sau ce? Nu, la vagon de zi. Vai de steaua mea, am mers odată la cușetă, dar nu știu, era și gol pe acolo, nu era nimeni, și am zis, mamă, prind și eu un Cluj-București, de asta zic că ajung la 8 dimineața în București, sunt fresh. Da. Lumină. Nu știu ce am prins. M-au pus pe osie, nu-mi dau seama, deși aia a fost o noapte îngrozitoare pentru mine. Da. O simt și acum os pe os cum sărea trenul la toate macazele. Bine, ele, și acum scârție, am mai fost cu vagonul de dormit, scârție, trebuie să spui dopuri, pică tot felul de lucruri, zdrângăne. E destul și de complicat. A mai fost o chestie la care asta nu merge bine în România. A venit omul ăla, cred, așa parcă mi-aduc aminte, și a zis, hai, lăsați biletul aici la mine. Zic, cum să lăs biletul la dumneavoastră? Nu vreți, doar nu vreți să vă trezesc. Și să mă trezesc de unde? Păi zice, vine controlul. Păi nu m-ați controlat dumneavoastră. Zice, nu, domnule, vine spre controlul, dați biletul încoace. Și m-a uitat așa ciudat, zic, bă, ce vrea ăsta de la mine? De ce vrea să-mi ia biletul? Mă rog, l-am dat până la urmă, că știi, când exerci o formă de presiune, asta am zis, mă, îi descurca eu, îi vedea. Uh-huh. Oricum am ajuns a doua zi dimineață în gară și eram foarte șifonat. Eu am pățit altceva, adică era să pățesc. Am mers odată cu vagon de dormit de la București la Viena, pentru analize, mă rog. N-am luat avionul, nu știu de ce, am luat trenul. Clasa întâi, frumos. Însoțitorul de vagon, austriac.
a venit și mi-a spus, după ce încuiați, puneți și un numeraș de-a curmezișul. Așa. De ce? Urcoa. Puneți un numeraș. Și zis, ok, bun, am pus numeraș. După ce am trecut de graniță, de curtici, am auzit foșgheală pe coridor și voci alarmate. Și am aflat, exista o trupă de albanezi care operau noaptea pe trenul ăsta, pe relația asta București-Viena, atunci, 3:30-4 dimineața, când ți-e somnul mai dulce, când nu te simte nimeni, și băieții deja aveau, știau să descuie. Cei care n-au pus umerașul de-a curmezii și au fost prădați toți. Li s-au luat câte un bagaj, câte ceva, o geantă, da. Deci era isterie totală în, nu știu, 7 compartimente din câte erau, 10-11 în vagon. Da. Eu am pus umerașul, zic, o fi știind omul ceva. Și n-a tras de nimeni, el n-a auzit nimic. Nu. Ah. Nu. Nu, după aia am aflat că, așa, ca modus operandi, se urcă 5-6, cred că erau, dar erau renumiți într-o vreme, dintre care unul se duce la însoțitorul de vagon. Și se duce și stă lângă el, în marcaj om la om, tocmai ca să nu poată face nicio mișcare. Și ăla nu face, că înțelege, e prudent, că da. Ține la viața lui. Mai sunt picanterii de astea. Am mers destul cu vagonul de dormit, dar aici, revin la școala din Făget, am luat repartiție cu harta, cu atlasul, și am văzut că există și gara. Există și autogara. Și am stat 4 ani. Am stat 4 ani și un pic și acolo. Eu am stat la facultatea de jurnalist tot vreo 3-4 ani, dacă nu mă înșel. Nu m-am mai dus după ce au hotărât un an să nu-mi plătească drepturile, n-am înțeles exact cum au procedat. Și eu am zis, nu-s mulți bani acolo, să nu vă gândiți, dar mai faci lucruri așa că trebuie să lași în urmă pentru breasla ta. Și cum nu s-a plătit, am întrebat și eu, zic, dar nu mă plătiți? A, păi zice, de acum e târziu să vă mai plătim, trebuia și dumneavoastră ce să bine. Cereți atunci. Păi zic, atunci când? Păi atunci. Mă rog, în fine, așa a rămas. Mi s-a propus să mai iau o grupă vara, să muncesc din nou ca să mi se dea banii din iarnă. Și am zis, nu, mulțumesc. Mă muncim de două ori ca să... Da, ca să trebuie... odată, da. Dar, cum să zic, mi-a plăcut că și ai și chestiunea asta, că într-adevăr poți să mai înveți, să mai lași câte ceva. Acum știu că lumea, când se uită la noi, ce puțin la breasla mea, are o părere de asta. Să vedem sondaje cum e. 18-20%, știu că suntem căpiați, nu știm nimic, suntem vânduți și nu știu ce. Dar în materie de tehnică, de scriitură, de redactare, de tăiat, de pregătit niște materiale, există și aici un fel de tehnică. Lucrurile nu se întâmplă chiar de capul lor. Aici chiar... aș zice că mă mai pricep din când în când să mai văd cum să face, cum să alcătuiește, cum să invită, și îmi dau seama că astea trebuie predate și la alți oameni ca să mai vină din urmă. Poate undeva să mai găsește plăcerea. Eu am marea plăcere să mai las super scrieri, știi? La asta mă gândeam eu acum, că tu ești în juriu de multe ori. Când vin oamenii aceia și vezi că se pregătește o nouă generație și asta mi se pare minunat. Știi? E bine că, din ce văd și eu, citind actual consacrați care au trecut prin super scrieri, constat că există o predare de ștafetă. Există oameni valoroși. E o școală de jurnalism, aș îndrăzni să spun, bună, subdimensionată, sigur, pe puterile României, dar în redacții se învață destul de multe lucruri, dacă e să... O să vedem. Imediat vine Emilia Șercan. Încheiem aici, trecem... Încheiem, da, sigur. Mergem către Emilia Șercan, vorbim despre activitatea ei de profesoară, dar și de scormonitoare. Mai ales. Mai ales, da. Ne întoarcem. Ascultați Vorbitorinci. Îngrijorări sănătoase. Bine ați revenit la Vorbitorinci, mulțumim că ne ascultați sau că ne urmăriți pe YouTube. V-am promis că vine Emilia Șercan, doamna profesoară Emilia Șercan, că tot am discutat. A venit, cum s-ar spune. De ce doamna profesoară? O să râzi, pentru că am vorbit despre experiențele noastre de predat înainte de a veni tu. Care sunt minuscule prin comparație. Da. Că acolo, câțiva ani, stai.
Da, câțiva ani, el 4 la școala generală. Da, eu, devenită ulterior liceul Traian Voia. Atunci îmi dau seama că eu chiar am niște ani în spate. Păi da, pe asta da, spun. Da, chiar sunt niște ani, s-au adunat și... din 2005. 2005? Da, 2005, 17 ani. Și deja de 10 ani cu carte de muncă, să zic așa. Lector universitar. Da. Lector universitar Emilia Șercan. Disciplina, ce disciplină e? Chiar, predau chiar... mai multe tehnici care au legătură cu practica profesională, cu practica meseriei de jurnalist. Adică la anul întâi predau, am ținut un seminar de tehnici de redactare, un atelier de jurnalism. Apoi la anul 2, acolo am două cursuri importante care cred eu că sunt esențiale. Unul de tehnici de colectare a informațiilor și celălalt tehnici de investigare jurnalistică. Ok. Mai am la masterat, e un curs de etică și integritate academică. Sună bine asta. Ce să vezi, ăsta ai făcut special pentru tine, da? Păi s-a inventat acest curs după ce am început eu. După aventuri. Adică este, da, cumva este, nu știu, din cauza sau datorită. Eu aș zice că e datorită. Studenții probabil ar zice că e din cauza. Să vă arăt cum nu se face. Cum nu se face, da. Cum nu se face, da. În fine, tot așa niște alte cursuri, tot la diferite programe de master. A, păi înseamnă că ai destule, că ai enumerat vreo 3-4 până în momentul ăsta. Da. Eu am să arăt și cărțile. Ah, iată Emiliei, că a venit. Da. Cazul, pardon de expresie, Ponta, așa, reconstituirea celui mai infam plagiat din istoria României, la Humanitas, și tot la Humanitas de acum câțiva ani, cât să fie, 4? 5, cam cinci așa, 5. Da. Fabrica de doctorate sau cum se surpă fundamentele unei nații. Putem bănui despre tema acestor cărți. Aici, la cazul Ponta, e clar de tot. Dincolo, iarăși, este o șerpărie metalegală, translegală, nu știu cum să-i spun, o industrie a doctoratelor care au crescut în progresie geometrică și care acum devin scurtături pentru tot felul de poziții de putere și care produc, confecționează cumva ceea ce se cheamă noua elită, nu? Da, dar e o falsă elită. Păi e falsă, dar aici e drama. Da, da, aici asta e drama. Este drama, da, așa e. Da, e o falsă elită, e o nouă elită, dar e o elită, aș putea să zic, de carton, pentru că nu este o elită autentică și mulți dintre cei care au obținut titluri de doctor în fine, după 2000, aș spune că atunci, cred că cumva aș spune ca o bornă, anul 2000, atunci încep să se... începe industrializarea fenomenului. Exact. Și cred că mulți dintre cei care au obținut titlurile de doctor și au căutat să aibă titluri de doctor la aceste universități militare, îi regăsim acum ca parte a acestei elite și tot îi regăsim acum pe listele cu teze de doctorat plagiate. Dar care-i șmecheria? Scuză-mă, ți-am luat vorba din gură. Da, nu, exact asta voiam să întreb și eu, nu atât de colocvial, dar de fapt tot asta aveam. Adică că sensul nu e, rostul nu e să ai scris doctor pe cartea de vizită. Eu am văzut și cărți de vizită pe care scria doctor în Securitate Națională. Și nu te-ai speriat? Ai avut un pic așa de... Cum să nu? Era chiar un domn, om de afaceri, un domn foarte puternic. Care nu era în treaba asta. Nu era, pur și simplu, el se legitima, era om de afaceri, este om de afaceri foarte puternic, cred că e undeva prin top 100. Da. Și avea o carte de vizită frumoasă pe care scria doctor în Securitate Națională. Asta e foarte interesant. Deci nu am scrie înțeles. Acolo patron și compania sau în fine, măcar compania care... Nu. Asta pot doctor să, în Securitate Națională. Pot să înțeleg, bun, în sistemul public al administrației, doctorat, ai un 10, nu? 15%, ceva de genul ăsta în plus la bani, să zicem, plus că ți-l treci în CV acolo și lumea zice, bă, ăsta e un băiat deștept, sau o fată deșteaptă și, uite, s-a pregătit și putem să-i dăm o funcție și să crească în carieră. Asta are sens pentru mine, dar în cazul în care îl descrii, ce sens are? Adică la ce ți-e bun să ai chestia asta? Păi, ce ușă îți deschide? Îți deschide foarte multe uși. În momentul în care faci afaceri,
nu? Și mai ales e o zonă care este supusă unui anumit control din partea statului, pentru că reprezintă o anumită vulnerabilitate. Și aici mă refer la zonele alea unde se face multă contrabandă și unde nu prea ai accize, ca să zic așa, să nu dau totuși numele persoanei respective. Dar atunci, normal că ți-ai dori să ai un pic de protecție din partea acelor oameni care pot să ți ofere și care fac parte din aceste structuri care au legătură cu sistemul de securitate națională. Dar eu vreau să te întreb, ce rost are să ai cel de-al treilea titlu de doctor sau cel de-al doilea titlu de doctor, unul să spunem că l-ai obținut la Universitatea Națională de Apărare și pe celălalt l-ai luat la Academia de Poliție, care este, adică tot în științe militare. Până la urmă. De ce ai face lucrul acesta? Grupurile, nu știu, dau și eu aici, așa pricepându-mă la societatea noastră sau cât înțeleg eu, te racordezi sau te deracordezi la niște grupuri care decid în anumite zone, nu? Cam asta e. Bănuiesc că despre asta poate să fie vorba. Acces pe coridoarele puterii? Da, categoric. Despre asta, sigur, nu? Sigur, absolut. Că bun, banii pe care ei în plus nu cred că sunt fabuloși. Nu. Cred că acei bani au contat, dar pentru alte categorii sociale. Nu în principal pentru acești oameni pe care noi îi regăsim în aceste funcții. Pentru ei, cu siguranță, nu banii au fost prioritatea. Sunt, în schimb, de exemplu, după ce noi am intrat în Uniunea Europeană, și asta povestesc în fabrica de doctorate, aduceți-vă aminte cam cum eram noi în 2007-2008, pe început de criză financiară, cu salariile extrem de mici în sectorul bugetar și oameni care lucrau în sectorul bugetar s-au dus la universități, în fine, nu numai cele militare, la multe altele, au dorit să facă doctoratul, pentru că primeau bursă, o bursă postdoc care de multe ori era încă o dată cât salariul care l-aveau. Okay. Pentru că salariile erau atunci în jur de 2000 de lei sau chiar sub 1800-2000 de lei și bursa era cam în jur de 1000 de euro, 800-1000 de euro, ceea ce însemna 3000 și ceva spre 4000 de lei, deci aproape dublu față de salariu. Și atunci pentru mulți a reprezentat o posibilitatea să mai obțină niște bani dincolo de salariu pe care îl aveau. Și mulți dintre cei care s-au aflat în situația aceasta au plagiat, pentru că având un serviciu în paralel cu serviciul, făceau studiile doctorale, au avut o obligație de a termina, pentru că ca să poată să, asta era în contract stipulat, să poată să primească acești bani. Trebuiau să finalizeze studiile în 3 ani și atunci când s-a apropiat termenul, mulți dintre ei ce au zis? Ok, presiunea venită din partea școlilor doctorale, din partea conducătorilor. Eu sunt convinsă că mulți conducători au știut despre ce este vorba, dar au închis ochii pentru că au zis, domnule, să-l punem acum pe săracul om să dea 30.000 de euro înapoi sau mai mult de 30.000 de euro înapoi, e greu. Hai, îl mai ajutăm, vedem cum face, mai lăsăm de la noi și aia e. Merge și așa. Dar tu cum procedezi? Bănuiesc că și acum lucrezi, da, la câte ceva? Acum, sinceră să fiu, după luna februarie, mai exact data de 16 februarie, nu prea am mai avut timp să lucrez, pentru că efectiv nu am avut timp. A trebuit să stau să alerg după expertize, să vorbesc cu foarte multă lume, să văd cum fac să, practic să împiedic statul să blocheze mușamalizarea poveștii cu compromatul și apoi să blochez statul să, de fapt, să nu facă nimic, să tergiverseze ancheta. Și eu fac în fiecare zi, mai trimit în fiecare zi. La câteva zile trimit tot felul de solicitări. Trebuie să fac tot felul de... Îmi ia foarte mult timp lucrul ăsta. Adică e vorba de ancheta care te privește pe tine, amenințările la adresa ta. Da, amenințările și acea operațiune de compromat, scurgerea acelei probe dintr-o anchetă a poliției. Și eu asta fac, practic, de atunci eu nu prea mai am timp să-mi fac treaba.
Bine, e adevărat că m-am ocupat foarte tare și de facultate, dar acum, pentru că s-au terminat cursurile, începe perioada de sesiune. Sper că am în vreo 2 săptămâni să ne vedem pe la bibliotecă. Studenții cum reacționează la povestea asta? Au reacționat incredibil de empatic și au fost foarte impresionați. Vreau să spun că cumva a apărut povestea și mai ales dezvăluirea pe care eu am făcut-o, expunerea publică, acuzațiile publice pe care eu le-am făcut. Au venit cumva spre... în fine, la începutul perioadei în care noi ne-am văzut fizic și am simțit diferența fantastică între cursurile online și cursurile cu prezență fizică. Și au fost, au fost interesați, unii dintre ei au fost curioși, m-au întrebat și m-am bucurat foarte mult că au făcut lucrul ăsta, pentru că e bine să înțeleagă și partea riscantă a meseriei, pentru că există. Aici noi am fost la Superscrieri și trebuie să povestesc asta, am povestit-o și la radio, dar oamenii nu ascultă tot sau poate nu știi tu momentul, ți-l povestesc ție. A venit Walter Robertson de la Spotlight. Spotlight este secțiunea de investigație a ziarului Boston Globe. Walter Robertson, Robertson este câștigător de... Robinson. Este câștigător de premiul Pulitzer. Și este un ziarist care a făcut anchete o mare parte din viața lui și zice, domnule, la noi în America, unde suntem protejați de... Să nu întârzie la masă. Zice, marea noastră temere e să nu întârziem la masă, că suntem protejați de primul amendament. Și, în general, ca ziarist, ai o forță mare în spate, nu se ia lumea de tine. A fost foarte interesant că noi am fost la o masă împreună cu el și la un moment dat Ovidiu Vanghele i-a povestit de una dintre investigațiile sale, cred că era ceva în legătură cu biserica, și a avut el o constatare care ne arăta diferența dintre cele două lumi. Ovidiu îi povestea și știți, după ce am făcut ancheta, ei ne-au și dat în judecată și au făcut scandal, cred că era cazul de la Vaslui cu episcopul de acolo. Și Walter întreabă... românesc. Da, exact. Exact. Și Walter întreabă așa, zice... Dar ce fel de PR are omul ăsta? Nu-l sfătuiește nimeni că nu-i bine să întreții scandalul în chestiunea asta? A fost eminamente mirat de faptul că cineva mai făcea presiuni după ce a fost descoperit și noi i-am spus, nu te supăra, dar e fix invers, e pe dos față de... Se întâmplă lucrurile față de America. Acolo lumea vrea să scape, gata, te-am dezvăluit. Nu, aici, din potrivă. Și el făcea această reverență în fața Emiliei, spunându-i păi eu n-am avut problema asta, știi, am câștigat un Pulitzer, dar n-am avut problema asta în viață pe care a avut-o Emilia Șercan, să-i fie teamă să meargă acasă sau să-și folosească telefonul. Deci diferența dintre cele două, nații. Nu ți-e frică, apropo, de asta? Mi-e toate întrebările. Da. Vorbeam eu, dar pe aia zici. Ok. Da, e normal să ai un instinct de conservare, adică ar fi grav să nu-l am și chiar să fiu, să fac așa, să fiu un fel de kamikaze. Nu, nu sunt kamikaze, n-am cum să... Da, mă gândesc, însă ideea este că eu am spus întotdeauna, m-am gândit că ca orice om într-o poziție de genul acesta, când știi că te legi de oameni foarte puternici și când scrii despre oameni foarte puternici, te gândești, domnule, aș putea să fiu la un moment dat, nu știu, ținta lor. Și m-am gândit, domnule, cu ce ar putea să, nu știu, să încerce să... Nu am lucruri. Nu am lucruri de care să mă tem, lucruri de care să-mi fie frică. Nu am făcut compromisuri profesionale niciodată. Nu am absolut nimic de care să-mi fie frică. Emilia, dar agresiune fizică, iartă-mă. Da, e adevărat, dar probabil am pus lucrul ăsta pe primul loc și m-am gândit la lucrul ăsta pentru că România totuși nu e o țară violentă. N-a fost până acum o țară violentă cu jurnaliștii, din fericire. Și nu avem un istoric, au fost câteva cazuri izolate, câteva cazuri, sunt puține, unde, în fine, au fost agresiuni, dar... Alex Nedea e un caz, totuși. Da, e adevărat.
E adevărat, Alex chiar lucra atunci, eram șefa lui, să zic, așa. Când s-a întâmplat povestea de la Toplița. Da, e adevărat și lucrul ăsta, dar sunt puține și sunt, nu se întâmplă, de-aia am pus, nu știu, eu zic că nu ar trebui să ne fie frică, atâta timp cât noi ne facem treaba servind interesul public, da. O facem corect, respectând regulile și rigorile profesionale, atunci când, pentru ei există foarte bine varianta instanței, se simt prejudiciați, am și spus, dar de nenumărate ori. La un moment dat, la începutul, prin 2015, erau câteva voci timide care ziceau, domnule, ziceau ceva de genul că o să ne vedem în instanță sau o să mă adresez eu instanței dacă... Ei, din 2015 până acum, sunt peste 100 de investigații, dintre care vreo 50 vizează persoane, în fine... identificabile și care puteau să mă dea în judecată. Nu a făcut-o nimeni. Deci nimeni nu s-a... Știind că să vină să spună, domnule, a lansat o acuzație falsă de plagiat. Până și premierul Ciucă, nu? Putea să vină să mă dea în judecată. Am și spus, dați-mă în judecată. Dacă eu greșesc cu ceva și credeți că eu nu am dreptate în lucrurile pe care le scriu în materialele mele, dați-mă în judecată, țineți-mă în tribunale, luați-mi banii, aia pe care nu i-am, dar luați-i, nu încercați, să cereți, despăgubiri, să plătesc. Nu m-a dat nimeni în judecată. Și lista, cred că este, cum să spun eu, așa, da. Dacă premierul le punem doar funcțiile acolo, da. E cam... Premierul deocamdată contestă dreptul, da. CNATCU. Da, de a analiza teza. Asta, și nu mai încearcă să blocheze. Da, da, este, nu, e ridicol, e absolut ridicol. Și ce face el? Dă în judecată. Deci, prima dată începe ancheta parchetului, care se duce și rade toate documentele în original de la Universitatea Națională de Apărare. Cu o zi înainte de termenul la care se putea constitui dosarul la CNATCU, merg și la CNATCU și ridică și de acolo și copiile. Și copiile, inclusiv copiile, practic să nu mai existe nimic în momentul de față. După care, asta se întâmplă în ianuarie, da? Undeva spre sfârșitul lunii ianuarie, început de februarie. La 4 zile după ce apare povestea cu compromatul, unde evident că autoritățile statului știau, adică eu l-am sunat dimineața zilei de 18 februarie pe domnul Bode să-i spun despre scurgere. Pentru că, totuși, o scurgere din poliție atât de gravă, nu ai cum să nu eu, să nu-i spui ministrului. Mm-hmm. Evident, eu am urmat apoi și toate celelalte căi legale. La 4 zile după această poveste, eu sunt sigură că premierul știa probabil de cozi înainte, cum știa și domnul Ciucă, domnul Bode, de altfel, despre povestea cu pozele furate, ce se întâmplă? Domnul Ciucă deschide proces în justiție. Deci povestea se întâmplă pe... Eu mă duc pe 17, domnul Ciucă deschide procesul pe 21, când eu deja eram foarte ocupată. Am devenit foarte ocupată, încercând să scriind de dimineață până seara cereri la Google să delisteze link-uri, cereri la diverse site-uri să dea pozele jos, plângeri la poliție. Deci nu pot să povestesc cât de ocupată eram. Mm. Și în momentul ăla, domnul Ciucă deschide proces și cere blocarea anchetei CNATCU cum? Cere suspendarea înregistrării sesizărilor de plagiat, celor 4 sesizări de plagiat. Și în momentul de față nu avem motivare, deși a fost un proces unde s-a dat un termen, termenul inițial a fost preschimbat să fie judecat cu maximă celeritate, nu așa? Ei, nu avem încă motivare. S-a mai schimbat procedurile. Da, sigur. Victor Ponta a schimbat comisia. Da, Victor Ponta a desființat comisia. Am ființat altă. Vom afla și despre domnul Ciucă în momentul în care când nu va mai fi... Nu o să mai fie prim-ministru. Asta am învățat din acești 10 ani de zile. Atunci când oamenii își pierd funcțiile, atunci primesc și verdictele.
Am înțeles că nici domnul Bode nu e chiar feciorelnic în chestiune. Nu se simte foarte bine. Da, are și domnul Bode doctorat? O, da, cum să securitate energetică. Așa. N-ai fi spus? Securitate energetică, adică... Și nu energică. Îmi pare rău de acest, n-am știut. Asta e complicat. E cu amperi, cu voltaje, cu chestii de astea, adică... Da. Securitatea energetică pare... Dar bine că mi-ai spus că dacă o să am ocazia să-l întreb ceva despre criza gazului, despre asta, păi că dacă ai o... Sigur că despre asemenea... Păi aia a spus, noi avem un noroc fantastic. Foarte deșteptă, Da, suntem o nație norocoasă, avem, uite, un premier care este doctor în științe militare acum când e războiul, criză mare de gaze pe piața de... de astea, de... carburant și așa mai departe. Domnul Bode este doctor. Cum se procedează? Mie mi-a rămas în minte ceva ce la un moment dat a spus Elena Udrea în timpul scandalului cu Victor Ponta, cred. Elena Udrea a povestit că, domnule, dacă ai ști cât s-au venit la mine să mă ofere doctoratul gata făcut, și eu zic, da, haideți, doamna Udrea, că e important să aveți și dumneavoastră, și îți ofereau lucrarea gata făcută. Uh-huh. Adică o luai și, mă rog, vreau că te uiți o dată prin ea. Cum se procedează? Asta există fabrici de, cum zice cartea, există niște băieți care scriu acolo, niște scribi și oferă lucrările astea sau mai și muncesc cu oamenii ăștia? Ei, uite, o să povestesc o chestie pe care am mai spus-o așa pe aici, pe acolo, cred că nu știu dacă am scris-o și pe Facebook. M-a sunat la un moment dat, prin 2016, cred că, un fost coleg de la evenimentul zilei cu care am lucrat, colegi, știam foarte bine. Fericit că tocmai scrisesem despre un domn plagiator. Și la care îmi spun, băi, felicitări, băi, extraordinar, ce bine, mă bucur atât de tare că ai scris despre respectivul. Și la care, în fine, din vorbă în vorbă îmi spune, știi, când eram la evenimentul zilei, scriam și eu doctorate. Poftim, pardon. Și ce, păi da, știi, uite, că na, salariu mic, știi, și tu mai câștigam și eu niște mii de euro pe acolo sau de dolari, că era undeva în prima, guvernul Năstase, în perioada guvernului Năstase, cam pe acolo era. Și zice, da, știi că acum au început să mă sune unii dintre ăia să mă întrebe dacă nu cumva a plagiat ca să știe dacă au vreo problemă. Vine șercam peste ei. Și plagiase? Nu mi-a spus dacă a plagiat sau nu, dar eu mă îndoiesc că... E greu de făcut doctorat. Uite, eu am să postesc aici că așa mai postit în grupul de prieteni. La un moment dat, cu ceva ani în urmă, eu am vrut să fac doctorat, știi? Eu am... Să-l faci tu pe al tău. Pe al meu. Așa. Eu am o pasiune care e alta legat de... de meseria asta, eu am o pasiune legată de sport. Și am zis așa, că dacă ar fi să-mi schimb vreodată cariera, singurul lucru la care visez și visez realmente este să lucrez într-o instituție sportivă, într-un club sportiv, într-o chestiune de genul ăsta. Dacă te uiți acolo pe tricou ăla, scrie Striblinio. Striblinio, da. Scrie. Deci asta. Și am zis, băi, dacă ar fi să lucrez, cum s-aș putea să lucrez în sport? Zic, hai să încerc să fac așa, eram între lumi, știi, nu prea îmi găseam locul, zic, hai să încerc să fac un doctorat, zic, despre sport, despre comunicare în sport și văd aici ce se mai dezvoltă, învăț și eu niște lucruri noi și văd unde mă duce viața mai departe. Ca să nu lungesc foarte tare, între timp am renunțat la idee. Dar un an a fost foarte interesant pentru că eu chiar m-am dus să văd. Am dat admitere, am luat, am dat și examene la școala doctorală, la UNEFS, da? Sau cred că altfel se cheamă acum. În orice caz, la sport. M-am dus, am avut un domn foarte drăguț care s-a ocupat, mi-a explicat în mare despre ce e vorba și mi-a lăsesem eu o temă, știam, voiam să comunic ceva pe handbal. Și mi-am petrecut câteva luni un semestru de școală, cum ar fi în bibliotecă, la UNEFS acolo, cam fiind printre puține care stăteam în bibliotecă pe realmente. Se uitau la mine ca o ciudățenie așa. Păi, mai stați că închidem. Mai stați, da. Zic, nu, că vreau să văd și eu să înțeleg. Mi-am făcut niște scheme. Am dat și niște examene de genul ăsta, că să dau niște examene la un moment dat. În primul an, da. În primul an, da. La un examen chiar a fost greu și un domn mi-a pus și niște întrebări și m-a și încurcat. Dar m-au lăsat în pace. M-am uitat și pe niște doctorate ale unor mari sportivi din România. Am râs.
Așa l-a fost momentul în care a început să-mi pice pisa. Și am zis, bă, nu-i bine. Zic, nu-i bine deloc ce ai. Aici. Zic, unele erau chiar de... Am zâmbit așa și am zis, bă, nu e în regulă. Am scris și o lucrare de genul ăla, că trebuie să scrii câteva lucrări, pe care chiar am făcut-o. Adică m-am dus eu și am făcut un studiu. Hai să-l dau de gol și pe Barbu Mateescu, care m-a ajutat, mi-a făcut un studiu, un mic studiu sociologic cu niște formulare de răspuns, cu tot felul de lucruri. Adică m-am chinuit un pic, muncit un pic și la un dat m-am lăsat și am zis, bă, nu, deci o treabă ca să te duci să faci foarte corect, foarte cinstit, nu ai timpul fizic. Așa-i. Lucrând, nu ai timpul fizic. Acolo erau și niște copii care făceau numai treaba asta, dar cu un loc de muncă. Bă, nu gândește-te cum este nu să faci asta. Gândește cum este să fii judecător, procuror, cum este să fii, nu știu, politician chiar, să ai o funcție și să faci doctorat în acel timp. Nu ai cum. Deci chiar eu, în perioada în care am făcut doctoratul, eu practic am ieșit din presă. Eu nu am mai făcut. Singurul lucru pe care eu îl mai făceam la momentul acela era să mă duc la școală. Mai aveam cursuri. Și mergeam la școală, atât. De asta, am și renunțat, pentru că la un moment dat îți dai seama că n-ai cum, dacă nu te ocupi doar de asta, să faci este și consumul fizic, emoțional, este... Ce să mai... Nici nu povestesc. Adică eu am făcut depresie, eu am zis. De asta am făcut depresie când am terminat. Bănuiesc că și ție destul de ușor că dacă te uiți pe cariera omului... Da, sigur, dar eu am spus asta. La mine CV-ul este primul indiciu. Primul e indiciul pe care este, de acolo îmi găsesc eu, practic, cum să spun eu, acolo se nasc suspiciunile mele, rezonabile, că o teză de doctorat ar putea să fie plagiată. Dacă omul respectiv, în perioada în care a făcut doctoratul, avea o funcție, o poziție publică, eventual, nu știu, mai avea și funcție de conducere, să zicem, într-o instituție, clar că șansele să fie teza respectivă plagiată este, sunt foarte mari, se duc spre 90%. Că ar fi, numai dacă să spunem că a apelat la vreun ghostwriter și persoana respectivă i-a scris teza de doctorat. Doar atât, să zicem. Și a scris-o fără să plageze, ghostwriter. Și a scris-o fără să plageze. Doar atât. Altfel, sub nicio formă. Și cum faci? Deci, tu iei teza? Da. Te uiți? Da. Și după asta, care e următorul pas? Adică unde ți sare în ochi? Băi, asta nu e formularea lui. Nu există și un soft? Există și soft. Eu mă folosesc mai puțin de soft. Mă folosesc de soft. Trebuie să am versiunea electronică a tezei. Uh-huh. Dacă nu am PDF-ul sau Word-ul, exclus. Nu am cu ce să compar, practic. Dar în cele mai multe situații mă folosesc de teza în format fizic, fie teza ca atare, fie cartea teza publicată. În multe situații nu am acces chiar la teză și atunci ușurez lucrurile, mă uit peste teza publicată în carte. Și mă uit, sunt foarte multe indicii pe care le-am regăsit. Bineînțeles, nu sunt aceleași. Probabil pentru mine asta e și provocarea, că nu este același stil de plagiat peste tot. De fiecare dată e o provocare intelectuală pentru mine să-mi găsesc, nu știu, sau poate că mi-ai fi dorit când eram foarte mică să devin detectiv și asta mă provoacă iarăși foarte tare. De exemplu, îmi dau seama că sunt diferențe între, când ai o diferență între modul de citare dintr-un capitol și un alt capitol. Am găsit inclusiv diferențe de font. Adică un capitol scris cu un font, un alt capitol scris cu un alt font. Frumos când se preiau și greșelile de literă. Deci le vezi și... Da. Astea sunt secvente. Adică atunci când se copiază, practic nu mai... Nu mai stai să îndrepți greșelile de literă, măcar. Nu. Aceleași. Am și scris în multe lucrări. Am mai găsit asta. A dat o notă de subsol, plagiată și aia, că scrisese acolo... originalul, apud nu știu cine. Da, apud Stiglitz și apud Beribuzen. Și ăsta a modificat totuși ceva, l-a scris pe apud cu amare, că crezi că așa l-a spus. Da, este Petre numele. Tobă, fostul ministru de interne, da. Aia a fost, deci eu am găsit acolo, în fine, în partea de jos,
Era scris apud, am zis, domnule, e apud, el era pus probabil de cel, sunt sigură că i-a făcut cineva, da, n-a făcut-o el. Și a pus în partea de jos a paginii, practic era citare cu notă de subsol. Și era pus unul, să zicem. În mod normal, apud, îl scrii cu literă mică. Mică, da. Numai că probabil nici persoana care a plagiat nu știa foarte bine. Și a pus cu A mare. Și era apud Joseph Stiglitz. Și probabil da. Altcineva... Ca, și aici Joseph era middle name. Exact. Și apoi era următorul își dedesubt, era apud Barry Buzan. Și probabil că cine a făcut... Probabil cineva, altcineva decât cel care a făcut, cred că s-au folosit mai multe persoane. O persoană a făcut un capitol, mm-hmm. altă persoană a făcut un capitol. Și cineva la final a făcut bibliografia și a luat din notele de subsol ca să pui mm-hmm. bibliografie. Da. În mod normal, ceea ce se regăsește citat într-o lucrare, da. Trebuie să ai în bibliografie, nu? Și acolo a pus apud și sunt apud la A mare. Eu când am găsit chestia asta, zis, uite-i pe frații apud. L-a pus la A. Da. 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 Și erau puși amândoi la A, apud de ribus și apud Joseph Stiglitz. Frații apud. Da, da, da. Este, asta este una dintre chestiile. Da. Siamezii doctoratelor. Gemenii doctorate, acum erau gemenii golului. Apud ăsta foarte deștept, da, da. Un nume des întâlnit în societatea da. Anglosaxonă. Da, de seama că noi râdem acum, dar situația e tristă, rău, de tot, adică se gândește că a fost, cred că ai văzut și tu, a fost Jill Biden acum câteva săptămâni, două săptămâni, și a venit și ministrul învățământului să-i spună că noi avem o campanie România Educată. Mă, mi s-a părut de un haz nebun da, povestea asta, adică la tine jumătate de guvern plagiază și tu vii și spui primei doamne, nici tu nu ești în regulă total, da? Tu ai ocrotit o grămadă de plagiaturi, da? În frunte cu Victor Ponta și acum vii și vorbești despre România Educată. Cum vine asta? Lasă că bănuiala mea e că acolo în America să cam știe de acum oamenii ăștia, fiecare ce a făcut și ce n-a făcut. Bineînțeles, da. Bineînțeles că se știe. Dar ei se uită așa, zic, cu ăsta ne înțelegem, cu ăsta ne înțelegem. Da. Uite, e doctor în științe militare. Tu și vorbești la un moment dat când investigațiile tale sunt pe măsură să se coacă, să zicem așa, trebuie să-i sun pe oamenii ăștia, nu? Adică, da. Bună ziua! Asta e o altă parte. Bună ziua, am așa. Venit, iată. Da. Și ei încep, sigur, acum, după atâția ani, ei încep. Deci, Cătălin, asta este... Bună ziua, este, da. Este, am avut o experiență super traumatizantă cu un domn, care este politician cu funcție, în fine, funcție și academică, funcție și politică, despre care am scris acum niște ani de zile și îl sun înainte să îi cer punct de vedere. Și îmi zice, știți, dacă se poate să ne vedem. Bine, domnule. Îți zice el. Da, îmi zice el. Da. Bine, domnule, hai să ne vedem. Ne vedem, ne întâlnim la o cafenea, stăm față în față, mă, și începe să plângă. Nu cred. A, da. Vreau să spun că a fost atât de ciudat. Eu am zis, am plecat de acolo, l-am sunat pe Mihnea Măruță, era Mihnea mm-hmm. Măruță la... Și am zis, Mihnea, eu nu mă mai întâlnesc cu oamenii ăștia niciodată. Eu nu mă mai întâlnesc cu ei. Și am mai... După aceea, deci, au trecut niște ani de zile. Aceea zis, îmi cer scuze, mă iertați. Nu, deci a început să plângă efectiv, el înțelegând foarte bine impactul dezvăluirii. Mai ales că era undeva... 2016, să spun, cam așa era. Adică, atunci le tremura, fine, ce le tremura lor, când apăreau. Acum sunt mai relaxați, pentru că domnul Câmpeanu a demolat lucrurile la modul sistematic și acum, practic, a făcut în așa fel încât CNAT-ul este extrem de, nu știu, cu minte. Da. Nu mai face absolut nimic, nu mai verifică nimic. Practic, atâta timp cât o persoană este în funcție, ai garanția că nu dar primești verdict. Ți-am luat vorba din gură, spuneai că a plâns personajul, ai vorbit cu Mihnea și peste câțiva ani... Și peste câțiva ani,
Fac greșeala să mă întâlnesc cu un alt domn care îmi spune la fel. Să mă întâlnesc cu el. Vreau să întrebi, plângeți? Plângeți și ăsta. Deci, nu cred. Ba da. Data viitoare, cheamă-ne și pe noi, stăm undeva. Bine, acum nu vă închipuiți plâns de la cu lacrimi cu șervețele și cu ca la psiholog când te duci și te așezi pe canapea și încep sau pe fotoliu și încep să plângi și tragi lângă tine cutia cu șervețele. Și, nu, da, de alea cu lăcrimat și cu șters așa. Da, da, da. Era conștiința, de fapt. Da, da, încerca da, să-și da, facă loc. Și am zis, domnule, eu acum chiar am zis nu mă mai întâlnesc, deci nu mai cad în capcane de genul ăsta, pentru că sunt și eu un suflet sensibil. Da, da, da. Încep și tu să plângi. Solidaritate. Din văd pe ditai oamenii, ditai bărbații de stat. Ditai bărbații de stat. Da. Nu, și închipui când apare un chelner cu un șervețel și zice, da, domnul ministru și dumneavoastră ați plăcut. Șervețel. Aoleu, plângeți cu doamna. V-a prins și pe dumneavoastră. Asta mi se pare, mi se pare fabulos. Bun, da, ok. Tu îi prinzi, alții îi prind. Dar dincolo de povestea dezvăluirii, prin ei nu trece nimic așa? Adică e oprobriu, da? Lumea te cam știe, ești dat la televizor, ești dat pe site-uri, în presă, nu au niciun fel de căință, nu fac un pas în spate, nu se retrag, niciodată. Nu am un exemplu de genul ăsta să dau, chiar nu am. E ca și cum, nu știu, te prindea colaborator al securității. Bă, au fost cazuri de oameni care totuși s-au dat deoparte. Doi. Da. Mona Muscă și Carol Sebastian. Da. Da. Da, 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 da. Doi. Da, da. Doi dintr-o... Da, doi și stai că povestea lui Cookie Sebastian o știm. Da, acolo i s-a copt o chestie. Da, a fost supus șantajului. Exact. Era pentru o chestie de studenție. Cookie este... Mai știți alți oameni care a plecat din profesia lui și s-a dus să-și vadă de viața lui? Nu. Pentru că spațiul public i-a zis că ai fost colaborator al securității. Nu, am văzut în schimb fenomenul contrar, adică oameni care nici măcar nu au stat la cutie o vreme și sunt și acum, între timp și-au lăsat barbă. Nu-i vorba de tine. Nu, că eu n-aveam când să dau. Nu, nici mă gândeam la cine te gândești tu. Că la agentul Deleanu. Agentul Deleanu, iartă-mă că îmi scap, sunt mulți, mai am și nu știu ce. Sorin Roșcastănescu. Ah, Sorin Roșcastănescu. Și el este și acum la televizor, ține lecții. Exact, chiar și-a lăsat barbă. Cum să nu? Da, da. Și atâția, și atâția. Domnul președinte treabă să scuze. Da, domnul Coroiu. Da. Așa că la domnul Coroiu. Domnul Coroiu. Domnul Coroiu. Vedeți că în societate s-au tăiat niște fibre, de asta e și ușor, adică au existat campanii mari ca fibrele astea să fie tăiate, să nu fie reparate. Până la urmă, ce a făcut? Chiar până la urmă ce a făcut? Ce a făcut? Dacă n-a dat în cap. N-a dat în cap. N-a furat, n-a omorât pe nimeni. Da. Aici trebuie să ne explici de fapt ce a făcut? Care e gravitatea lucrurilor? Păi, gravitatea este că, uite, am zis de la bun început, am zis despre acele false elite. Și aceste false elite, practic, promovează o falsă competență și o falsă valoare profesională. Haideți să ne uităm la domnul Licu. Da. Ajunge la Curtea Constituțională. Domnul Licu, având un parcurs educațional dezastruos, cu note foarte mici în liceu, cu 5 la examenul de licență, doctor plagiator, merge în instanță, în primă instanță la Curtea de Apel, pierde pe o sentință extraordinar de bine argumentată și chiar un model de motivare și ajunge la înalta curte de casație, unde nimerește așa norocos domnul Licu în viață. Foarte norocos. Peste un complet în care președinte este doamna Alina Ghica, șefa lui, căreia el i-a fost consilier în perioada în care doamna Ghica era președintele CSM, eu o întreb pe doamna Ghica dacă nu ar trebui să se recuze. Potrivit înainte să o recuz eu. Și îmi spune, nu. Și zic, ok, vă recuz eu. Un alt complet judecă și zice, nu, păi a fost de mult, au fost acum nu știu câți ani. Dar ok, au fost acum câțiva ani, nu știu câți ani, 6, 7, 8, 9 ani de zile. Dar totuși între ei a existat o relație, adică care este imparțialitatea? Cum poate să fie judecată imparțialitatea? De mine,
cetățean obișnuit, imparțialitatea judecătorului Alina Ghica. Și doamna Ghica îi dă sentință favorabilă, deci răstoarnă sentința de la Curtea de Apel, câștigă domnul Licu și acum este și fără doctorat, dar cu acel... Ei, asta se întâmplă de fapt. Uite, subtitlul primei mele cărți este Cum se surpă fundamentele unei nații. Fundamentele unei nații. Ei, despre asta vorbim aici. Felul în care lucrurile acestea erodează, de fapt. Noi nu avem o țară în care meritocrația să fie cea care, practic, dictează ascensiunea profesională cuiva, ci mai degrabă apartenența la diverse grupuri, grupulețe, zone, filiere și așa mai departe. Și, bineînțeles, eu am... Am avut la un moment dat o idee, în fine, de cercetare științifică legată de rețelele de plagiat. Și dacă noi suprapunem aceste rețele de putere, de influență, funcțiile publice ale conducătorilor cu funcțiile doctoranzilor, este evident ce tip de relații se nasc și mai departe felul în care evoluează. Uite, Gabriel Oprea, de exemplu, el a avut un nas sau un ochi foarte fin în momentul în care și-a ales doctoranzii. Pe unii dintre ei erau în ascensiune, cum era domnul Licu. Domnul Licu în 2011 era un procuror în ascensiune. Era în CSM, după aceea ajunge să fie procuror general, ajung procuror plin, interimar, dar pentru o perioadă mai lungă și așa, de fapt, vreo 2-3 ori a fost procuror interimar general al României. Alții, de exemplu, erau consacrați. Erau politicieni consacrați, în fine, aveau deja o carieră politică solidă. Mă refer aici la Radu Stroie. Radu Stroie, de exemplu, când și-a dat doctoratul nu la Universitatea, la Academia Națională de Informații, în sala lor de ceremonii, festivități academice. Și-a dat la Palatul Victoria, că acolo era domnul Gabriel Oprea, vicepremier, și a zis, domnule, nu mai plec de aici, din București, din mijlocul Bucureștiului, de la Palatul Victoria, mă duc până la pădure, la Băneasa. Lasă să vină comisia aici și facem. Și după ce a terminat susținerea domnul Radu Stroie în biroul lui Gabriel Oprea din Palatul Victoria, niște whisky, niște trabuc, lucruri de-astea fine, cum se întâmplă de altfel. Cum se face? Cum se face, cum sigur se face, da. Ei, alții, uite, să dau aici un alt exemplu de persoană, ca să înțelegem cum stă meritocrația în această țară. În 2007, domnul Florian Coltea devine doctorandul lui Gabriel Oprea. În ce context? Domnul Coldea, dacă vă duceți voi aminte, în 2007 a fost un mare scandal. Era anul suspendării, primei suspendări a lui Traian Băsescu. Nu, prima suspendare. Ba da, prima. Ala, prima. Prima, în 2007. În 2007 a fost, da. Așa. A lui Traian Băsescu. Și dacă vă duceți voi aminte, niște bilețele de pe biroul unui judecător de la CCR dispar și apar la domnul Mircea Joană. Da, mi-aduc aminte de... Și erau acolo niște nume... De doi judecători, doamna Aspazia Cojocaru și mai nu știu care era celălalt domn judecător, pe care scriau domnii aceștia, doamna Cojocaru și cu celălalt judecător, trebuiau verificați să se vadă ce vulnerabilități au ca să voteze probabil la CCR cum trebuie. Dar nu știm exact ce și cum. Ei, ideea este că se ajunge cumva la domnul Coldea, este... o suspiciune foarte mare că el ar fi fost cel care a făcut să dispară respectivele bilețele. De fapt, bilețelul respectiv, nu știu dacă nu cumva de la cancelaria lui Traian Băsescu a dispărut și a ajuns la Mircea Joană. Dar apare scandalul public. Florian Coldea a chemat în Parlament. Și în Parlament, vezi, de asta e bine când analizezi lucrurile la niște ani distanță, că poți să vezi lucrurile, le vezi într-un alt context decât atunci când ele s-au petrecut. Și domnul Coldea este chemat în Parlament, comisii de anchetă, domnul Coldea pe punctul de a fi dat afară cu totul din SRI,
se pune în discuție demiterea lui, el abia fiind numit de Traian Băsescu prim adjunct al directorului SRI. Cine practic înclină balanța și îl salvează pe Florian Coldea de la demiterea din Parlament? Pentru că Comisia de Control a SRI putea să facă lucrul acesta. Domnul Gabriel Oprea. Ce să vezi? Ce să vezi? Ei, asta se întâmplă undeva în, nu știu, 2007 vară, ceva de genul ăsta, dacă nu... În toamnă, domnul Coldea îl regăsim doctorat la domnul Oprea. E lumea mică. Bineînțeles. Și este primul său doctorant care susține o teză de doctorat. Se înscrie domnul Coldea. Unde se înscrie? La Academia de Poliție, pentru că Gabriel Oprea acolo era doctor. Bine, dar profesor. Nu erau niște instituții care n-aveau voie să organizeze doctorate? Parcă știu că așa stăteau lucrurile într-o vreme, cel puțin. Probabil, dar și Academia SRI, și Academia de Poliție, și bine, Universitatea Națională de Apărare, nu mai vorbesc, că ei organizau doctorate de dinainte de 1990, cu o perioadă de pauză, că doamna Elena Ceaușescu, tovarășa, a zis stop. Da, nu. După 1990, aceste universități au primit aprobare de la Ministerul Educației și au luat și au făcut dosarele de acreditare și au obținut dreptul de a avea școli doctorale și de a organiza... Okay. Da, Gabriel Oprea, coordonator de doctorat, asta mi se pare... Nu este... Nu știu, dincolo de realismul magic latinoamerican, ceva. Mai e ceva... E un lucru simplu, plagiatul ăsta este o hoție, că suntem de acord, da? Da? Este cea mai joasă formă de furt. De ce? Păi pentru că furi mintea altuia, furi gândurile altuia, că tu dacă ești sărac sau ești doar hoț și furi o pâine și te prindem, asta e furat o pâine, poate n-aveai ce să mănânci. Dar în momentul în care tu te duci și iei dintr-o carte un snop și spui, ăsta e creierul meu, păi eu zic că nu există ceva mai josnic, nu? Dincolo de lege, dincolo de pedeapsă, simplu fapt că ești dat în vileag pentru așa ceva, mi se pare oribil. Adică tu să nu ai capacitatea intelectuală de a face o lucrare articulată și atunci, dacă îți dai seama că nu poți să faci ceva, ce întinzi mâna și iei de la altul și spui, aia nu e mintea lui, e mintea mea de fapt. Că aici e toată povestea, da? Și aici e falsa elită de care vorbește Emilia și de care scrie în cărțile astea. Nu? Pentru că ne apropiem de final, trebuie să ne dai și un pronostic, cum ar fi, că tot ne place nouă. Adică asta e o problemă pe cale să se rezolve de către societatea noastră sau e o problemă pe cale să fie îngropată? Nu, va fi o poveste îngropată. De fapt, procesul de îngropăciune a început anul trecut în toamnă, în august-septembrie, când domnul Sorin Câmpeanu, pe care eu îl consider cel mai toxic politician și cel mai toxic ministru al educației pe care România l-a avut până acum, a promovat o ordonanță prin care a obligat toate universitățile care au școli doctorale să verifice toate tezele de doctorat susținute vreodată susținute după 1990. Și domnul Câmpeanu a ieșit atunci și a spus, era în august, mi-aduc aminte acum, a zis, teza mea de doctorat să fie prima verificată. Ei, a trecut acum și se face anul și nu știm rezultatele. Eu vreau foarte tare să știu care sunt rezultatele. Deci, ce se întâmplă? Universitățile nu au capacitatea să facă lucrul acesta. Practic, ce vor face universitățile, au primit niște bani. Sorin Câmpeanu l-a dat bani și obligă universitățile să-și achiziționeze echipamente de tipul scanere și mai știu eu, tot felul de softuri pentru ocerizare, adică transformarea imaginilor în documente editabile, astfel încât aceste teze de doctorat să fie verificate cu softurile. Eu acum vă spun următorul lucru. Dacă băgăm pe soft o carte din 1964, sau o teză de doctorat în care s-a plagiat dintr-o carte din 1964, e vreo șansă să găsim porțiunea
plagiată din acea carte din 1964, care nu există în format electronic? Exclus. Dacă ea nu există nicăieri într-o bibliotecă virtuală, în format electronic, degeaba noi băgăm o teză de doctorat, că ea nu va avea cu ce să fie comparată și atunci vom avea false rezultate, de fapt rezultate false de teze neplagiate. Fals pozitiv, exact. Ele de fapt pot fi plagiate în integralitate, dar dacă sunt plagiate din cărți sau studii care niciodată n-au fost în format electronic. E posibil să fie așa, pentru că dacă făceai o teză în 1993, sigur că da, când nu aveai nici calculator... Sigur. Dar, uite, Darius Vâlcov plagiază nu în 1993, plagiază undeva în 2010. Acolo. Și plagiază doar din cărți. Niciodată transpuse în formă, în format electronic. Și nu apreciez că am muncit un pic, că s-a uitat, ia să vedem. Ideea este că și eu am muncit ca să găsesc, adică nu vrei să știi cât am muncit eu ca să mă prind și să fac asocieri și analogii în mintea mea ca să fiu micul detectiv care găsește sursa. Ba da, ei, și acum ce face domnul Câmpeanu, ca să închei ideea cu groparul, de fapt, integrității academice din România, va modifica acum legea educației. Ei, în legea educației, prin legea educației, pasul pe care dorește domnul Câmpeanu să-l facă este să desființeze CNAT-ul ca instituție care va analiza sesizările de plagiat și să dea putere de analiză și de decizie comisiilor de etică și senatelor universitare. Ei, acum spuneți-mi voi mie, cum se va întâmpla într-un senat universitar de la Academia de Poliție, de exemplu, care nu mai are acum teze, nu mai are școli doctorale, dar în fine. Sau de la o altă universitate unde ai un rector plagiator. Că sunt multe universități care au rectori plagiatori. Spuneți-mi și mie, cum se va întâmpla? Domnul rector, cum se va întâmpla? Se va înțelege lumea ce nu suntem în România. Se organizează o treabă acolo, treabă. E trist și e, dacă asta este o treabă premeditată, căci așa pare să fie, e malefic. Adică asta am spus, aparent că este... îți oferă ocazia să descoperi, dar de fapt îți spune o botniță. Eu am o mică teorie despre arta corupției în România, care spune așa, că omul nu să corupe astăzi. Nu e ca și cum vine astăzi la muncă și zice, am o idee, de azi sunt corupt. Aceste lucruri malefice, cum le spui tu, ele cresc treptat, de-a lungul vârstei și experienței. E cum a spus Viorel Hrebenciuc la un moment dat, domnul Cristoi a spus despre mine că sunt corupt încă din 1993, când nu eram. Mi s-a părut spectaculos. Iată, azi faci un pas, azi faci un al doilea pas și la sfârșit zici, bă, acum chiar am o idee care o să îi îngroape pe toți. Dar asta, să știi că nu e o noutate absolută. Deci este momentul în care vrei să înfunzi ceva, faci un task din ăsta, o sarcină uriașă pe care nimeni nu mai poate aduce la capăt și care acoperă cu hârtii, documente și tot felul de lucruri ceea ce se află acolo și lumea zice s-a rezolvat. Lasă-i să vorbească. Emilia Șercan, mulțumim, ce să zicem. Eu vă mulțumesc. Sper că te-ai distrat. Ați văzut că se și poate râde cu plagiatele, dar trebuie să fie statul român. N-am mai avut noi timp, dar aici nu e felia Emiliei. Ce? Că rudă bună este literatura penitenciară, că așa e plagiată. Și acolo în condiții de detenție. Deci oamenii au scris cărți mai multe decât au citit, atenție, unii dintre ei. A scris domnul Nicolae, am văzut că ești acum din... Bine, acum între timp a umblat la lege, că era caragios. Dar dumnealui avea ceva pe chimie, ceva... Avea, nu? Bioetanolul, tot așa, felul de ceva greu de tot. Astea, da. Și Dan Diaconescu scrisese vreo 5 despre televiziune. Și în fiecare titlu apărea TV. Ok. Apărea TV acolo.
Îl bănuiești pe Dan Diaconescu că nu știe televiziune? Nu, nu, el e foarte inteligent. N-am zis niciodată că ar fi un fleț. Nu, dar sunt și alte personaje care n-au... Adică a scris episodul Elodia 1, așa. Volumul Elodia 2, da, da, da. Volumul da. Elodia 3 și așa. Asta ar merita o lucrare de doctorat. Da. Mm. Sincer, o lucrare de doctorat făcută pe bune, da. Și apropo de conducătorii de lucrare de doctorat care nu numai că nu știu, dar știu și încurajează. Ce? Cazul Copos. Cazul Copos. Domnul Copos. Da? Cum era? Da, planeta se scufundă. Da, da, da. Cred nu, că era lucrarea aia cu alianță matrimonială. În secolele 14-16. Da, exact, deci ceva. Domnul Copos fiind profesor de sport. Atenție, deci este calificarea dumnealui. Mă rog, și ulterior investitor. Dar nu prea avea mare legătură cu alianțele matrimoniale. În schimb, coordonatorul lucrării de doctorat, istoric bun. Și prieten cu domnul Copos avea habar de perioada aia. Ah. Da, domnul Brezeanu. Și domnul Brezeanu i-a spus, ia mă, hai că-ți găsesc eu o lucrare a cuiva. Și întâmplător, întâmplător cineva... Era lucrarea de masterat a unui fost student. Cătălin Partene, care era la Gazeta Sporturilor și când a văzut dosarul transferilor și a citit titlul, a spus, asta e a mea. Și a recunoscut omul. Asta e a mea, urmarea... Aici atingem barocul în neverosimil, este că domnul Copos a zis că îl dă în judecată pe Cătălin Partene pentru de servicii de imagine. Asta mi se pare subțire. A? Deci aici suntem. Asta arată și tu. Da, sigur. Da. Da. Hai suntem. Mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumim, Emilia. Mulțumesc. Mare plăcere ne-ai făcut. Ne întoarcem în câteva secunde. Vom călători la, mă scuzați de bâlbă, dar vom trebui să analizăm și cum se spune. Da. Edinburgh. Zic unii Edinburgh, zic alții. Câte? Și Edinburgh mai zic românii. Din când la noi este Edinburgh, vă povestesc imediat. Ascultați Vorbitorincii cu Radu Paraschivescu și cu Cătălin Striblea. Este timpul să vorbim despre cărțile care ne-au marcat ultimele două săptămâni. Te rog, începe tu. Bun. Eu am să încep cu Daniel Kehlmann. Daniel Kehlmann este cunoscut mai ales pentru un roman care se cheamă Măsurarea Lumii. Un autor german de mare succes și de mare valoare și de mare forță, excelent prozator. Acum, cine e Till? Probabil că vă dați seama uitându-vă la copertă. Este Till Buchoglinde, cum îl știm noi, Eulenspiegel în germană. Aici pe Till nu îl cheamă Eulenspiegel, îl cheamă Eulenspiegel. Este un joc al lui Kehlmann și nu este tinerelul care dă cu tifla și care face farse și care mai face și farse și care este acrobat și care întinde o frânghie între doi copaci și face tot felul de giumbușlucuri. El este în prima parte a romanului copil, dar copil fiind depune împreună cu mama lui mărturie împotriva tatălui, sunt siliți să depună mărturie împotriva lui Klaus Eulenspiegel, care este spânzurat ca vrăjitor, eretic. Acțiunea se petrece în timpul războiului de 30 de ani, deci 1618-1648, ceva care se încheie cu pacea din Vestfalia și este de fapt o carte despre viață și moarte. Eu așa am citit tot, despre felul în care poți să slalomezi printre primejdii, despre râsul și farsa cu care întâmpin de multe ori situațiile grave, despre felul în care a început acel război de 30 de ani între protestanți și catolici. El a început cu defenestrarea a doi trimiși, catolicilor mi se pare. Ei au fost aruncați pe geam la Praga, au supraviețuit, dar lucrurile s-au precipitat și a intrat în cocktailul ăsta marțial cam toată lumea, sau bună parte din lumea europeană, inclusiv Danemarca, inclusiv Suedia, inclusiv Cehia, firește Boemia, de fapt, îți apare și regele de o iarnă, și o să vedeți cine este acel rege de o iarnă, îți apar tot felul de personaje istorice, surprinse cu alte veșminte și în alt context și cu altă respirație decât respirația lor de
personaje din manualul de istorie. E o carte splendid scrisă, apărută la editura Pandora în colecția Anansi. Bun, sigur, care prezint, cam, care des, tot lăudat, prezint da. Cam des colecția asta, dar mă obligă, pentru că are apariții splendide. În continuare, acum sunt la târg zilele astea și o să mă duc și o să-mi iau de acolo, o să mă înfrup de la standul lor, pentru că deja au niște noutăți, printre care Shaggy Bain, pe care mi-a propus Bogdan să o traduc, eu n-am putut, n-am mai avut timp, că aș fi tradus-o cu mare plăcere. Traducerea este a Mariei Rod și este o traducere foarte bună. Daniel Kelman, Pandora M, colecția Anansi, o splendidă poveste care nu este doar despre istorie, despre faptul istoric. Noi avem mereu naveta asta, istoria mare, istoria mică. Este, cred, un dans cu viața în evitarea morții sau în amânarea ei cât se poate de mult. Mulțumesc. Polly Samson, un teatru pentru visători. Bine, eu acum, dacă doamna... Nu e Old Trafford. Nu e Old Trafford, da. Dacă m-ar auzi doamna Samson, sigur s-ar enerva pe mine, dar ea este soția lui David Gilmour, să spunem asta, și există și un articol de ziar și cred că e un soi de open edit al ei în care spune nu sunt doamna Gilmour, adică stați puțin, am propriile mele calități, viziuni și așa mai departe. Încetați cu chestiunea asta. E adevărat că în prezentarea Humanitas e la raftul Denisei Comănescu, ea vine și cu un CD, să spunem, cu David Gilmour. Merită să fie și acel CD aici. Foarte frumoasă carte. Foarte frumoasă carte și cu un gust de nostalgie și care se încheie într-un mod care te răvășește cu totul și cu totul și cu totul. Trebuie, înainte de a spune, să stabilesc cadrul, deci să vă închipuiți despre ce e vorba aici. În anii 60, pe insula Hidra, există, așa era numit acolo, o colonie de artiști, dar e un grup de artiști din celebri în anii 60, scriitori, cântăreți, pictori, care se bucură vara, și poate chiar mai mult decât vara, unii dintre ei sunt și stabiliți să lucreze acolo, și care ulterior, prin lucrările lor, sau munca lor de acolo, e foarte cunoscută lumii. Printre ei, cel mai cunoscut probabil e Leonard Cohen, care își întâlnește aici una dintre muzele sale, Marianne Ihlen, o suedeză pe care o iubește foarte mult și care redevine sau este celebră în momentul în care mai are 2-3 săptămâni până la moarte, când Cohen, undeva în 2015-2016, scrie o scrisoare de rămas bun, știe că e bolnavă. Asta e lucru real ce povestesc mie din roman. Scrisoarea face turul internetului deja, se viralizează, povestea lor de iubire era aprinsă. Ei chiar s-au iubit, au trăit împreună vreme de 7 ani, s-au cunoscut acolo. Dar este vorba și de scriitori celebri, doi australieni celebri, cuplu și ei, George Johnston și Charmian Clift. Charmian Clift este o doamnă care s-a sinucis în preajma acelor ani. Ce face doamna Samson, autoarea? Inventează, sau poate nu inventează, poate găsește un personaj care intră în acest grup și reface ițele iubirilor, dezamăgirilor, trădărilor, scrierilor și vieților pe insula aceasta Hidra. Paginile sunt spectaculoase, oamenii ăștia au niște trăiri cum numai de la niște artiști celebri te poți aștepta. Toți sunt cunoscuți în țările lor, fie că sunt nordici, norvegeni, suedezi, englezi, canadieni. Fiecare are câte o operă de artă cunoscută, fie în țara lor, fie pe întreg mapamondul. Și doamna Samson, prin acest personaj, Erica, foarte tânără fată, reface această poveste, toate aceste legături. Cum mi-am dat seama ulterior, foarte multe dintre spusele ei sunt bine documentate și biografice de-a dreptul. Există înregistrări, fotografii, interviuri din perioada respectivă. Grupul de pe insula Hidra era cunoscut și acceptat și sorbit de societate, dacă vrei. Plus că Leonard Cohen a lăsat două cântece mari de tot de ale lui, So Long Marianne și Bird on a Wire, în strânsă legătură cu acel grup. Și atunci Polly Samson studiază, merge în arhive, ascultă interviurile, și
evident, scrie o biografie a grupului cu, să zicem, cu, de fapt, o carte cu accente biografice, da, care sigur că rămâne în mare măsură și, și roman. Și o carte care se termină spectaculos, ce să zic, am luat stăteam aseară și zic, mamă, ce a putut să scrie doamna asta. Deci exact ăla e sentimentul, știi? Ce poveste au avut oamenii ăștia. Da, completez la ce spui tu, că a fost tradusă de Vali Florescu, care, din câte știu eu, nu? Da. E Vali una dintre traducătoarele foarte bune și foarte harnice. Fiction, da, traduce masiv din Ishiguro, dar nu numai. Ishiguro e unul dintre oamenii de pe listă. Da. Și este fata lui Gheorghe Florescu, Cafegiu. Cafegiu. Da. Care are și un raf de la Humanitas la cafene, din câte, din câte înțeleg. Da, am văzut și eu. Frumoasă carte. Vă rog. Tot o carte frumoasă arăt și eu, Margaret Atwood, Înainte de Eden. Life Before Man este titlul în engleză. E o carte apărută acum la noi, la editura Corint. Și în traducerea foarte bună a Gabrielei Nedelea, iarăși un om vivace și harnic, cu palmares în ale, în ale traducerii. Margaret Atwood a mai apărut și pe la Art. E o autoare tradusă și o autoare prizată la noi, mai ales în ultimii ani și mai ales după ce s-a ecranizat Povestea slujitoarei. Căci ea a scris Povestea slujitoare, ea a scris Testamente, ea a scris Asasinul orb, are multe, multe cărți și multe premii, este... cred, bine instalată în cursa pentru Nobel, să vedem dacă apucă să-l ia sau nu, pentru că nu mai este foarte tânără. A existat deja o laureată Nobel din Canada, Alice Munro, dar asta n-ar trebui să fie un criteriu de, de apreciere a operei unei scriitoare care vine întâmplător tot din Canada. E, aici e vorba de... Stai că fac o paranteză. Mie această carte, sau poate doar Margaret, îmi spune ceva... Da. Orică am vorbit despre ea, orică s-a întâmplat ceva aici, nu știu. E posibil... las publicul să ne ajute, da, pentru că... E posibil să fie o reeditare, dar dacă e o reeditare, eu nu cunosc ediția întâi. E posibil și asta. Dar, deși aici... Am o senzație, dar nu neapărat la carte de deja vu. Nu, am vorbit într-un anumit context despre această carte... Sau ne-am întâlnit cu ea, dar sincer să vă zic, acum îmi cine scapă știe. Și m-am gândit în... Poate fi lansat-o tu când a fost lansarea, dacă o fi fost vreo lansare. Nu. Cartea e apărută la Corint, în colecția, în imprintul Corint Fiction, un imprint de care se ocupa Ana Antonescu, cu care am fost și coleg la un moment dat la RAO, căci și lumea editorilor e mică. E povestea unui... Zice-se menaja trois. E menaja 4, menaja 5. E o poveste destul de încurcată și în același timp un roman și de actualitate sociopolitică. Acțiunea se petrece în anii 76-77, în timpul unor alegeri pe care le au ei. Personajele vin în general din lumea bună, fie că un personaj este avocat, altul este paleontolog, altul este muzeograf și sentimentele încep să ricoșeze, să se deterioreze și pe urmă să-și schimbe semnul, din plus să devină minus și apar tot felul de încurcături, apar tot felul de rocade, de schimburi de parteneri. Declanșatorul dramei este sinuciderea unuia dintre aceste personaje, un anume Chris, care este un personaj zbuciumat, excesiv și care la un moment dat zboară creierii. Dar e o carte cu multe nuanțe ironice și cu o lupă foarte bine calibrată pe societatea canadiană de atunci. Sigur că nu e un roman fotografie. Ce-ți spune Atwood nu înseamnă că se întâmplă în orice cartier din Toronto sau Montreal sau mai știu unde, Kitchener. Dar e o carte excelent scrisă. Deci, Atwood are talentul ăsta al unei fraze cărnoase cu cuvinte uneori surprinzătoare pe care traducătoarea le-a ghicit foarte bine, le-a pus foarte bine în varianta românească și o carte care te ține cu dialog bun. Că în mod normal ei spune, unul e muzeograf, altul e paleontolog, se ocupă de oase, de zaurieni. Un muzeu de paleontologie. Un muzeu de paleontologie în care mai vin și clase de copii care trebuie plimbați și informați.
când a trăit X și când Y. Să știi că asta e o muncă absolut fascinantă. În momentul în care începi să faci detectivistic, am văzut chiar un anunț acum, o știre, e o echipă care a reușit să analizeze foarte bine ADN-ul unei persoane care a murit la Pompei. Ah. Și să știi că e fascinantă meseria, cred, pentru că ei au, prin analiza ADN-ului, au scris o poveste și au zis, ia uite, doamna, că era o doamnă, suferea de o formă de tuberculoză destul de complexă și avea și o infecție, așa, și a zis probabil că de-aia nici n-a mai fugit, știi? Că, da. Da. Un pic... Da, un pic, da. Merită spusă că ei la un moment dat încep să facă o muncă de detectivistică, uitându-se la oasele de acolo. Da, de reconstituire, de, o sigur, să citești, de punere în context. Da. Nu zici rău, nu, pentru nu e, că... Nu e deloc plictisitor, dimpotrivă. După cum, cartea asta e o carte care te ține în priză, e bine concepută. Fiecare personaj, fiecare capitol începe cu numele unuia dintre personajele principale, care se cheamă fie Elizabeth, fie Nate, de la Nathan, Nate, care este avocat, dar care dezvoltă o pasiune pentru confecționarea jucăriilor din lemn. Sigur că una dintre familii are și două fete care sunt material de negociere în momentul despărțirii. Dar e o carte scrisă cu sensibilitate și în același timp cu un condei foarte bun. Deci e o carte scrisă în anii 70, dă impresia că e scrisă acum 2-3 ani. Deci Atwood chiar merită să fie acolo pe lista premiilor Nobel sau de altă natură, deși pe altele le-am luat, inclusiv Booker-ul. Și repet, dacă mai era nevoie de popularizarea ei, filmul, serialul cu povestea slujitoarei a făcut ce trebuia făcut, pentru că iarăși este o carte foarte, foarte tare, foarte dură chiar, o distopie pe care eu am citit-o înainte să apară filmul și care te cutremură, cam simți cât un pumn împlex când o citești, apropo și de societățile totalitare sau post-totalitare. S-a scris și cartea? Da, s-a scris. Să-i mulțumim, domnule Eduard Prelipcean. Da. Pentru faptul bine că a alcătuit acel tabel pe care îl găsiți pe pagina de Facebook Vorbitori Inci, tabelul care cuprinde toate cărțile noastre. E o muncă extraordinară. Noi nu ne-am băgat să o facem din lipsă de timp, dar faptul că cineva sau că mulți dintre voi v-ați dorit atât de mult, l-a îndemnat pe domnul Prelipcean să alcătuiesc acest tabel. Suntem recunoscători. Și mai spun o dată pe post de disclaimer, cu mulțumiri domnului Prelipcean, că nu e deloc obligatoriu ca gusturile și preferințele noastre să coincidă cu ale publicului. Vorbă, nu. Adică sunt simple recomandări, noi, nimic altceva. Poți să mai selectez printre ele, dar la mine e fix ce citesc. Că... Da, nu, păi și eu mai selectez, adevărat că citesc mai multe. Da. De unele trec și îmi pare rău că... Uite, Zbor de noapte spre Tangera lui Kevin Barry, a apărut tot la Anansi. Splendidă cartea. Am trecut pe lângă ea pentru că au fost foarte multe de la, da, de la Anansi. Te urmăresc, și atâtea, și atâtea. Citești roman foarte mult? Citesc roman mai mult. Eu citesc și profesional niște chestiuni. E firesc. Am acum în lucru, cum s-ar spune, capcana lui Tucidide, care sigur trebuie citită. Este tot la Corint, mi se pare, nu? Tot la Corint, da. Și mulțumesc lui stăjerul Olaru că îmi tot trimite cărți, mai ales din zona asta, care pe mine mă updatează cu meseria, cu ce se întâmplă în lume, ca să nu am opinii proaste, știi? Sau, mă rog. Mai citesc și eu PS-ul sau memorialistic, dar în principal beletristică și în principal și proză. Mie îmi face plăcere și am pus mâna pe cartea asta și la început am zis, mă, chiar așa? Dar după asta, lucrurile s-au legat frumos. Da. Mai ai acolo o carte de desubt. Da, dar asta nu pot să o prezint eu. Mulțumesc, e un cadou de la tine. E un cadou, da. Am văzut-o acum zilele astea pe internet. E apărută de câteva zile. Muzica gândirii, Gabriel Liceanu în dialog cu prietenii săi, volum editat de Cătălin Cioabă și Grigore Vida. Ce v-a să zic aici? E o carte, urât spus, omagială. Foarte urât spus. Așa e o carte pe care nu ne-a impus nimeni să o facem. Poate mai este și bănuiel de genul ăsta. A făcut omul o sumă rotundă și acum ne-a dat ordin pe unitate. Nu există așa ceva. A făcut Gabriel Liceanu 80 de ani. A făcut 80 de ani, da, ca Șerban Foarță, ca Alin Savu, cu
care el a fost coleg la Lazar. Și sunt acolo câteva zeci de oameni care l-au cunoscut. Unii sunt prieteni la Catarama, alții sunt amici, alții sunt cunoștințe, dar sunt oameni care au intrat în contact cu Gabriel Liceanu și au scris cât un text. Sunt patru secțiuni în carte. Și fiecare a scris ce l-a tăiat capul și cum l-a tăiat capul, preluând o idee dintr-una din cărțile lui Gabriel Liceanu și brodând ceva în jurul acelei teme. Recunosc că n-am mai văzut așa forma de carte. Da. Este lungă. Deci și ați publicat-o la Humanitas? Da, sigur. Și el n-a știut despre treaba asta? A aflat când totul era consumat, făcut, trimis. Cum ar fi, i-ați făcut un cadou și pe banii lui, nu? Da, bineînțeles, să simtă că ne are acolo. Exact, da. Prieteniile de genul ăsta. Asta mi se pare fabulos, da. Exact. Poate vota aia din sală, dacă îi place. Dacă are din ce. Subscribe, clopoțel, e important și pentru noi și pentru voi să, da, și pentru, zic eu așa, comunitate, să dați subscribe la acest podcast în măsura în care puteți și vă face plăcere, ne este de real folos. Plus că acolo mai și comunicăm în comunitate, există o comunitate, un fel de Facebook al YouTube-ului, care unde mai punem câte un gând, câte o întâmplare, câte un anunț, câte o chestiune de genul ăsta, așa că ne-ar face plăcere să dați și subscribe. Astăzi, călătoria noastră Băuri din Pas ne duce la Edinburgh, parcă așa îmi sună. Da, unii zic Edinburgh. Edinburgh. Eu așa am învățat la școală. Cred că așa am învățat și pe mine, doamna Bânceanu, cu Edinburgh. Da, dar cei mai mulți spun Edinburgh. Da, Edinburgh. Și pe aici, pe la noi, se mai spune și Edinburgh. Da. Edinburgh, Edinburgh, da. Ăsta e oraș în Scoția, frumos de pici. Am auzit. Parcă ar fi numai centrul vechi în București, așa, dar au avut grijă de el, e și curat, e și așezat. Și eu am stat la Airbnb când m-am dus acolo la Edinburgh, la o familie mixtă, un englez și un scoțian și o englezoaică, luptător pentru independența Scoției, în mod evident, și care nu-l plăceau deloc sau nu-i plăceau deloc pe cei din familia regală. It's been known to happen, ca să zic așa. Mai ales pe prințul Charles, care a făcut lucruri care nu se fac dear. Așa. Pentru că, mă înțelegi, nu se fac lucruri. Am spus, domnule, noi avem o imagine diferită pentru prințul Charles, pentru că prințul Charles a făcut lucruri faine în România. S-a ridicat o sprânceană, but we've been polite. Adică nu ne-am contrazis în această chestiune. E clar că oamenii au nuanțe. Și șederea lor a fost o parte foarte plăcută. Dacă vreți, pot să vi recomand pe Airbnb. Niște oameni care seara de seară ne-au așteptat și s-a băut un păhărel și le plăcea și vinul și le plăcea și ginul. Și, în fine, dincolo de asta, sigur că putem povesti despre asta o mie de ani. Ce-i de făcut în Edinburgh? Musai, zic, să vă duceți la începutul lui august, când este Fringe-ul. Fringe-ul este un festival de artă stradală și de teatru și de scenete și de cultură și de tot ce vrei tu, care este unul dintre cele mai frumoase lucruri care se pot petrece pe continentul european. Vin oameni de pe toată planeta să cânte, să danseze, să joace, să facă teatru pe străzile alea, să o umplu de voioșie, de bucurie, de lucruri minunate și de culori. Și tot în perioada aia are loc așa numitul Military Tattoo, care este o defilare a paradelor militare, chiar în fața, pe esplanada castelului sau la intrarea castelului din Edinburgh, care e un loc celebru de vizitat, se face, nici nu știu cum să-ți descriu, ca o arenă din vechime, unde s-ar fi luptat cavaleri, cu tribune de o parte și de alta, și acolo vin oamenii aia și mărșăluiesc. Îmbrăcați în diverse uniforme, cu diverse tobe, și fac toate schemele alea cu fanfară militară care se fac. Și uniforme vechi, bănuiesc, nu? Da, vechi, de toate culorile, toate calibrele, toate gândirile, tot ce strece prin cap. E ca un concurs, dacă nu fi chiar un concurs. Poate nu i-am prins. Dar Fringe-ul cât durează? Mult. Adică? Săptămâni. E vorba de săptămâni, adică nu e vorba de trei zile, e vorba că am impresia că ține de la 1 august până la finalul lunii august, sau chestii de genul ăsta, pentru că sunt enorm de multe evenimente, adică la un dat într-una din bisericile din centru am intrat pentru că un grup din Statele Unite, în mod evident, cântau gospel.
Da. Păi, și este unul dintre cele mai faine lucruri cu putință. Nici nu știu dacă am plătit bilet sau am fi plătit bilet, habar n-am. Dar cert e că te duceai acolo, puteai să stai 5 minute după care plecai, te duceai. Vedeai alt loc, întâlneai alți oameni. Sigur că există un muzeu că... Na, ăla de artă contemporană, ăla, știu. Da, contemporană. Imposibil să nu existe, da. Există și un... dacă nu l-aveau, îl făceau pentru voi. Da. Mulțumesc, ai înțeles da. Exact. Există, dar spune-mi, și că întreb și eu, Ciobănește, e un loc scump? Uite, că mai vrea acum, lumea să știe și așa ceva. După atâția ani nu mai dau seama. La Airbnb nu a fost chiar atât de scump. Nu, dar viața în Scoția, în Edinburgh. Da, e relativ scumpă. Adică e o constatare care mi-a rămas în minte. Nu ne-am permis hotel. Asta e de reținut. Nu am fost în restaurant dacă am fost vreme de o săptămână decât o singură dată. Aha. Mai e o chestiune care mi s-a părut foarte interesantă. Nu intri în restaurante fără rezervare. Nu există ideea că bună ziua, azi am venit la voi și de pe stradă. Nu, oamenii au rezervări dinainte, în special în locurile turistice. Nu există chestiunea asta să intri, nu. Oh dear, datorită bucătăriei scoțiene. Era erau mulți oameni. Vara este plină în Scoția de turiști. Cred, este o chestiune incredibilă. Sunt scumpe intrările la toate castelele alea. Deci sunt scumpe. Există un fel de pas pe care dai o pălărie de bani, care îți dă o intrare gratuită sau redusă la diverse castele aflate în patrimoniul public, dar nu peste tot, pentru că unele sunt castele de familie. Sunt ale unor familii. Încă locuite. Locuite sau în proprietatea oamenilor și ei au făcut un fel de muzeu, aici veniți să ne vedeți. Ce să zic? Pasul ăla de obicei te scapă de cozi. Te scapă acolo și de sunt. Coza acolo unde sunt, dar te scapă de niște sume, cum să zic, de exemplu, la unul dintre castelele astea, uite, îmi scap acum, care e celebru și care e pus pe, te invită toată lumea să-l vizitezi, e pus pe o stâncă așa, în mijlocul unui lac, treci peste un pod, îmi scapă numele, îmi pare rău, era vreo 25 de lire, intrarea. E culiță, de persoană? De persoană, da. Deci că intri doi oameni acolo la 50 de lire, te doare sufletelul și pe aia te duci și la muzeul, la magazin, unde la shop, e un magnet, e o aia, deci e o vizită de 70 de lire ca popa. Adică intri acolo. Hotelurile foarte scumpe, ți-am zis, la restaurant, iarăși scump, deci e scump. Noi, în general, am mâncat de la supermarket. Era o idee asta foarte deșteaptă. Supermarketurile lor au niște măsuțe undeva. Așa, da. Și am să-ți dau exemplu, pentru că țin bine minte, mergând undeva în nord, ne-am oprit la un, nici mai știu ce era, ori un Tesco, ori un Selfridges din ăsta, unde îți vinde, de exemplu, supa care e la raft, dar ți-o încălzesc cu oamenii aia, o supă este 4 lire, adică, dacă nu mai bine, o supă de aia în cutie de carton. Da. Și, deci, să dau niște bănuți, știi unde am mâncat bine și ne-am prins târziu de chestia asta, la IKEA. Să-i dea Dumnezeu sănătate, deci te duci, te... Trebuie să-ți prepari singur mâncarea, nu? Nu, mă, restaurantul ăla cu bile, știu, știi? Glumesc, na, chifteluțe de nu știu ce. Chifteluțe de nu știu ce, te duci, mănânci la IKEA, asta e viața, la IKEA prețurile sunt rezonabile, ținând cont de zona. Eu la IKEA am o singură amintire dulce, adevărat, prin urmare interzisă, ciocolata Marabu. Nu, îmi scapă. Marabu. Era una dintre ciocolatele copilăriei mele, în formatul de 50 de grame, se putea face rost la casa de comenzi. Bun. Da. 68, 9, ceva de genul ăsta, făcea mama. Da, am văzut-o și acum, am văzut-o în aeroport, la Otopeni. Cântec de la Antonii Marabu. Da, dar eu, mă rog, stând mai puțin în preajma Antonii și mai mult în preajma ciocolatei, am remarcat-o în formatul mare de 200 de grame la aeroport, la noi, la Otopeni. Dar eu țin minte ciocolata de 50 de grame, de la IKEA. Două lucruri să mai adaug aici, că ai zis de Muzeul de Artă Contemporană, sigur există, și are o secție întreagă dedicată dadaiștilor. Și Tristan Țara este la loc de cinste acolo și este spusă povestea lui și ce a făcut și ce a scris de ce, cu fotografii, cu bucăți de text, nu mi-am dat seama, nu mai țin minte acum dacă era o expoziție temporară sau permanentă, dar în orice caz istoria lor era acolo și m-am bucurat să văd
cum sentiment de mândrie știi tu cum. Da, asta, da, da, da. Ăsta e de ai noștri. Uite mă că avem și noi. Da. Uite că avem și noi. Deci o secție întreagă dedicată dadaiștilor la data respectivă. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l vedeți, adică cred că aș zice l-aș pune pe primul loc, este Biserica Roslin, pe care voi ați văzut-o și probabil unii dintre voi o știți din cărțile și filmele Codului Da Vinci, Dan Brown. Roslin este o biserică realmente spectaculoasă, are legende în jurul ei cu Sfântul Graal, cu potirul, cu așa. Nu știm dacă e așa, dar ce-i de spectaculozitatea asta, nu-i foarte departe de Edinburgh, e, știu eu, la 30 de kilometri, este faptul că e o biserică ale cărei sculpturi și basoreliefuri, nu? Da. Așa să numesc, sunt și cu personaje păgâne. Este o îmbinare de creștinătate și paganism, să-i spunem. Da, paganism. Interesant. Este absolut senzațional. Deci sunt foarte, foarte frumoase. La 30 de kilometri de oraș. La 30 de kilometri și de oraș. Și ajungi cu... Noi aveam mașină închiriată la data respectivă, că era chiar prima zi în care închiriasem o mașină. A, da, tu ai stat, că tu ai stat în Anglia, ești obișnuit să conduci da. Pe partea alaltă. Da, da, ah, da, okay. Da. Sunt no. autobuze, ăsta e un loc unde lumea vine. Adică da. Lumea chiar vine. Și are și o poveste de asta. Ea e construită undeva secolul 11-10, acolo a început istoria ei. A mers foarte mulți ani, câteva sute de ani, oamenii au iubit-o, au venerat-o. După care undeva pe la 1500 și ceva 1600, locul a decăzut. Adică nimeni nu s-a mai ocupat de el. Asta era. Na. O biserică avea și chestiile alea nasoale sculptate pe acolo care nu erau cu creștini. Până în 1824, când regina Victoria, într-o vizită a ei în Scoția, vine și vede locul ăsta. Atunci reveniseră romanticii sau apăruseră romanticii englezi. Regina zice, wow! Nu era, cred că era mai târziu de 1824-1842, cred așa, și zice, wow, ce loc frumos, pentru că el era cuprins de verdeață, de atâtea sute de ani, natura își făcuse treaba. Și regina zice, nu, mai bine vă trimitem noi niște bani să faceți locul ăsta, să-l refaceți. Lucru care a durat vreo 24 de ani, ceva de genul ăsta, până la 1860, biserica își revine... Și o mai târâie așa până pe la început, pe la jumatea anilor 1900, când s-au prins că familia care o stăpânește, da. Care sunt niște lorzi de acolo, și a zis, bă, mașina de făcut bani is here. Și tăi bătăi, cu toată legenda asta. The lunchbox has landed. Da. Este, dar realmente dacă mergi acolo e interesant. Uiți, e spectaculos. Asta e whisky. Da, bun, ok, n-am voie, la mine e simplu. Bun. Și mâncare, da, știu. Haggis. S-a încercat, n-a fost o dramă. Nu, era pus n-a nicio bucurie. Plăcintă, nicio bucurie, s-au mai văzut plăcinte, deci nu e dramă aici. Am trăit și o întâmplare frumoasă cu un cetățean. Dar nu e într-un stomac de ceva? La mine bită? A ajuns într-o plăcintă, îl fac în fel și chip. Nu, probabil că s-au gândit și la... amărății care vin din alte părți. Deci, să păstreze o rată de supraviețuire decentă. Da. Era o plăcintă cu măruntaie așa. Pe care am mâncat-o. Nu okay. Țin minte să fie avut vreo trăsărire. Iată-te aici vorbind. Deci. Da. M-am așezat pentru că Alina umblă să facă fotografia aia perfectă, că tu știi cum e. M-am așezat pe bancă. Și a venit lângă mine un cetățean, mi-a întins, dar cred că am mai povestit asta, mi-a întins un joint și a zis mate. Și am zis, nu, prietene, am zis, bă, la camera ascunsă, face asta vreo glumă. Ceva, nu, oamenii cântau acolo în față, era o formație de asta de cântat, foarte, de cântat pe stradă, foarte prietenoși, italieni. Stăteau din, stăteau din martie până în octombrie, după care plecau în Mexic, viața de artist. Da. Și e un oraș foarte prietenos. Oamenii foarte prietenoși, foarte de treabă, să te ajute. Dublin. Ca în Dublin. Eu am aceleași amintiri din Dublin. Tot așa, un loc, lume muzicală și prietenoasă. Și caldă, atașantă, frumos de tot. Ăștia sunt, recomand. Dacă aveți timp, chef, să faceți din două avioane, cred că să zboară prin Amsterdam, dar e o lume minunată. Okay. Scoția. Atât am avut de spus.
propun să tragem la poartă la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ok. Fotbal și fotbalanuc. La vorbitorinci, oameni buni, fotbalanuc, să salutăm campionii. Ave Carlo Ancelotti. Ancelotti, cum ți-am scris și eu acolo la postarea ta. Deosebit, încă să miră lumea, va rămâne cea mai de mirare Liga Campionilor din istorie. Una dintre ele, cu siguranță. Una dintre ele, să uită și zice, bă, dar chiar... Chiar așa, și... unii joacă și alții câștigă. Da. Că asta e prima judecată. Era o piesă de teatru celebră, da, în care... La un moment dat, un personaj tot aducea flori unei fete, știi? Uh-huh. Și pă, tatăl fetei era foarte supărat și zicea, uite-mă, ăsta îi aduce flori și să vezi că o să căsătorească cu alălalt. Și așa e și cu toate echipele pe care le-a întâlnit Real Madrid. Uh-huh. Au jucat fotbal, PSG, Manchester City, Chelsea. Și Liverpool. Și Liverpool. Da. Păi, ăștia au făcut cum au făcut. Sunt patru formații cotate la bursa pariurilor, printre favorite. Ceea ce Real nu era. Real era, nu știu cât, dar nu era în primele patru. Mi se pare că primele patru sau primele cinci plus Bayern erau cele despre care vorbim. Acum, da, explicațiile sunt multiple. Sigur că a fost și șansă. O stat abundent, dar mai ales, șansa cred că a fost mai ales la sfârșitul returului semifinalei cu City. Atunci, da. În momentul în care tu te trezești din morți așa și marchezi două goluri în două minute după ce n-ai trimis nimic pe poartă 89 de minute la tine acasă, aici se poate vorbi și de șansă. Dar cine pune doar în seama norocului victoria Realului, cred că nu calculează exact. Și cred că sunt mai multe complicații. Una dintre ele este schimbarea de optică și de registru. Pentru că Real a încercat să, dincolo de toată literatura asta cu relația mistică între Real și Liga Campionilor, nu e deloc mistică, pentru că Real anul trecut a pierdut în semifinale în Liga Campionilor și acum 2 ani în sferturi. Deci n-a nimic mistic. E adevărat că din 8 finale au câștigat 8. Da. Asta este statistică, n-are legătură cu mistica. Cred că Ancelotti a tras niște învățăminte după înfrângerile de anul trecut și de acum 2 ani. Și a zis, bun, atunci am jucat ceva mai deschis, am făcut și momente frumoase, ne-a interesat să fim la nivelul de pregătire fizică și de implicare pe care l-a avut adversarul nostru și a ieșit prost. E, hai să devenim și noi pragmatici. Sigur că Real, echipă pragmatică, sună rău. Ea fiind o echipă obișnuită să danseze, mari artiști, mă rog. Așa că acum pragmatismul ăsta dus până la limită, cred că se leagă pe de o parte de lecțiile învățate din înfrângerile trecute și pe de altă parte de vârsta anumitor jucători. Nu poți să-l pui pe Toni Kroos să se ia la întrecere cu Henderson, la fugă. Da? N-are cum. Nu poți să-l obligi pe Modric sau chiar și pe Casemiro să țină ritmul pe care îl are în mijlocul lui Liverpool sau pe care îl are uneori apărarea lui Liverpool, nu mai vorbesc de atac. Și atunci, cred că asta a fost alegerea, a fost, dom'le, noi stăm cu minți, că nu e o întâmplare că până la pauză Real a stat cu minte de fiecare dată, noi stăm cu minți și așteptăm pe ea să obosească. Să sperăm că obosesc. Și după pauză, dacă am scăpat neperforați, începem și noi. Vezi jocul, vezi finala, că Real n-a existat până la pauză. După pauză, încet, încet au mai scos capul. Sigur că, iarăși, e, zic unii, șansă să câștigi cu singurul șut pe poartă. După aia au mai fost două. Nu e șansă, zic și eu, că nu e șansă. M-am uitat un pic pe niște cifre, știi tu că mai am eu niște... Ia tu faci lucruri de astea, eu nu le fac, eu vorbesc doar poetic. Le fac poetic. Pentru că e important. Da. Și am să spun de ce. Real este echipa... Și asta Klopp sigur o știe și Guardiola sigur o știe. Real este echipa cu cea mai mare eficiență din toate echipele care au jucat în Liga Campionilor. Iar diferența este atât de mare și la nivel individual este de 3 puncte. Mă rog, nu o să fac socoteală acum, că publicul nostru e generalist. Diferența este uriașă și la nivel individual, dar și pe medie. Adică în materie de eficiență la număr de ocazii și goluri înscrise, Real
este, cum să zic, cea mai mare campioană a Ligii Campionilor. În finală, dintr-o ocazie, un gol. Da, păi, despre asta e vorba. Și oamenii ăștia știau. Doi la mână, observație, așa, tot în revistele alea ale mele. Echipa construită să joace, știu că asta o să te enerveze, dar asta arată datele, pentru Vinicius, care are, nu mă enervează. Are o viteză are. Inegalabilă. El este neterminat, este împrăștiat. Nu a zis nimeni că n-are calități. Ancelotti l-a învățat să șuteze la poartă, să controleze altfel mingea, să lovească astfel mingea și ce să facă în fața careului, plus studiind viteza sa în comparație cu adversarilor de tot felul. Da. Echipa Real Madrid deliberat joacă astfel încât să-i creeze spații de joc lui Vinicius, care nu poate fi prins din urmă, asta e termenul. Și încă un amănunt care tot de pe datele alea se vede, se numește Dani Carvajal, care este cu meciul vieții al alteri. Da, dar să nu uităm că Dani Carvajal are 5 finale de Liga Campionilor și care toate. Știu. Și în care a jucat în toate. Da, pe da, mai sunt. Și Modric, și Kroos, Modric, și Benzema. Kroos, nu știu, Modric... Cred că și Kroos. Și Benzema. Stai, Kroos nu. Kroos nu, că el a venit după 2014. A venit în toamna lui 2014. Da, Kroos nu. Dani Carvajal... Benzema și Modric. Dani Carvajal a fost metronom. Toți ochii pe Alexander Trent Arnold, care este vedeta fundașilor dreapta și care nu și-a potrivit pașii la jocul lui Vinicius. În timp ce Carvajal i-a demontat și pe Luis Diaz și pe Diego Jota. Asta a fost surpriza, că i-a ținut în cușcă pe amândoi și l-a obligat pe Klopp să-l schimbe pe Diaz, de la care se așteptau multe. Da, comentatorii spuneau în timpul finalei că Dani Carvajal era cam pe locul 30 în ceea ce privește duelurile câștigate pe postul lui. Locul 30 în lume. Și cred că iarăși un lucru important de spus în favoarea Realului este că a știut să-și transforme slăbiciunile în avantaje. Pentru asta e nevoie de niște lucruri. Pentru că multă lume a deplâns plecarea fundașilor centrali. Și a zis, cine? Militao, de care râdea toată lumea, și Alaba abia venit? Păi cu ăștia vă lăudați? Ramos e rezervă la PSG pentru că a avut accidentare după accidentare. Varan s-a prăbușit toată cu Man United. Iar oamenii ăștia militau, care într-adevăr mai greșește, firește, și Alaba mai greșește, că ține minte meciuri proaste ale lui câte vrei. Dar apărarea a jucat cum n-a făcut-o niciodată de când ține minte. Alaba este un mare fundaș, adică aici nu e nicio mirare. Nu, dar toată apărarea. Inclusiv Mendy, că eu acolo aveam emoții, acolo recunosc. Emoțiile tale, și la Carvajal am avut emoții. Adică unde n-am avut emoții a fost la Courtois. Courtois este tatăl lor. Era un om cu misiune, avea ceva de demonstrat. Da. Și spus, de multă vreme n-am văzut pe cineva spunând atât de răspicat. Da. Prieteni, eu am venit aici cu o treabă, să vă arăt că v-ați bătut joc de mine, m-ați considerat așa și pe dincolo. În 2014, când Ancelotti a câștigat prima finală cu Real, împotriva lui Atletico, după prelungiri, în poarta lui Atletico era Courtois. Courtois, da, împrumutat de la Chelsea. De la Chelsea, da. Și cât râs a fost. Da, și Chelsea a râs de el masiv. Da. Năsosul ăla, Cocostârcu, a avut o ambiție formidabilă. Da, și a apărat excepțional. Excepțional. Mai rar. Și din aceste înălțimi să ne prăbușim în abisuri. Știu ce vrei să spui. Zice domnul, cum ar zice domnul Copos, pe care l-am invocat ceva mai devreme. Hai să vedem și cu desculția aia. Deci la clubul Dinamo ne referim. La clubul Dinamo, da. La clubul Dinamo, Lușu Ștefănescu a avut o formulă foarte potrivită în timpul comentariului. Boală lungă, moarte sigură. Asta e o chestiune care se anunța de mult, prăbușirea lui Dinamo. Ea a fost împiedicată prin mărirea numărului de echipe, prin tot felul de, prin falimentul sau desființarea Academicii Clinceni și a lui Gazmetan și prin penalizarea lor sălbatică. Dinamo a tot fost ajutată să se salveze, dar la un moment dat trebuie să mai faci și tu ceva ca să te salvezi, adică să n-aștept, îți tragi un los, ca în bancul ăla. Dar nu e nefiresc ca o echipă, nu discutăm despre brand, despre istorie, e nefiresc ca o echipă de fotbal în mileniu 3 să aibă 5 antrenori într-un sezon. Nu, 5.
Tu mai ții minte că a fost Sorin Colceaga antrenor la Dinamo? Dar n-a fost și Rednic sezonul ăsta? Ba da, păi unul dintre cei cinci. Da. Deci, Rednic, Colceag, da, mi-aduc aminte. Primul a fost Bonetti. Sezonul a început cu Dario Bonetti. Serios? Bonetti, care într-un interviu dat ProSportului a spus: pare rău că n-am fost lăsat să ajut mai departe. El a fost demis după un 0-6 cu FCSB. El ar mai fi ajutat, da, dar n-a fost răbdare. A venit Colceag 2 săptămâni, a venit Rednic, pe urmă a venit Lozu Norocos, adică Flaviu Stoican, că el așa s-a prezentat. Dinamo a tras Lozu Norocos. Și după aia a venit Dușan Uhrin, în temeiul, cred, mai degrabă al unei superstiții. Ne-a scăpat odată, ne mai scapă și acum. Bănuiesc că și Rednic, pe lângă competențele lui de antrenor, a fost adus și așa în temeiul unei mici superstiții. Hai că ne-a fost bine cu Nea Mircea, găsește el ceva. Ori când ai 5 antrenori într-un sezon, te aștepți la lucruri rele. Când ai 2 portari foarte buni, acum 2 ani, Pișitel, nu știu dacă mai ții minte, ba da. Și Straton, da? Și scap de amândoi. Pișitel, nu știu pe unde e, Straton e la FCSB, da? Și aduci, pe cine aduci? Pe Eșanu. Care Eșanu nu se potolește după ce încasează 2 goluri de la 1 kilometru de la Ronaldo de acolo, îl ia și pe ăsta, Eșanu, care n-ar fi trebuit să fie în poartă, pentru că ar fi trebuit să fie eliminat în meciul tur. Da? Ai niște investitori discutabil, ca să folosești eufemisme. Da? Ai o echipă pasată de la un investitor la altul, rostogolită, dată la vale. Nu se știe nimic despre grupul ăla de spanioli, nu se știe mai nimic despre domnul Șerdean, despre tot felul de domni, despre domnul Zăvăleanu. Nici nu știu despre cine vorbește. Iuliu Mureșan vine și pozează într-o funcție oficială, după care dispare și nu mai vede nimeni cu săptămânile. Păi și atunci, iar asta placată pe lipsa de valoare cronică a echipei. Echipa are jucători fie expirați de tipul Torje, fie instabil psihic de tipul Steliano Filip, fie oameni care încă n-au deprins mecanismele datului cu piciorul în minge. Da, ești foarte priceput la asta. Păi eu am să rețin. Mie îmi pare rău, dar cred că asta s-a întâmplat. Eu am să rețin din acest episod faptul că comentatorii de la Digi au mustăcit toată seara, știi? Adică nici nu prea aveai cum să comentezi dezastrul, eu nu zic în sensul rău. Oamenii au mustăcit pentru că comentau ceva ce era inevitabil, adică la un moment dat au încercat să mai strecoare dramatism, stai să vezi să nu știu ce, dar la un moment dat și-au dat seama, bă, asta e o farsă. E o farsă în fața unei echipe slabe totuși, adică să nu credem că Universitatea Cluj a fost un Juventus în zile de glorie. Nu, a fost o echipă care a marcat cu contribuția lui Eșanu și după aia nu a mai făcut nimic. Bun, au încercat și au reușit să destrame. Dar altfel, ți-a rămas, în afară de gol, ți-a rămas o fază interesantă a universității. Universitatea trebuie să se reformeze, pentru că ei cu lotul ăsta n-au ce să caute în Liga I. Vin înapoi. Pare rău că trebuie să o spun, mie universitatea mi-e simpatică. Și mai e o poveste. Lumea deplânge dispariția din Liga I a unui club istoric. Vă supărați, universitatea, ăla e clubul istoric, Universitatea, nu Dinamo. Totuși. Da, Dinamo are tradiția asta de care vine din comunism. Mă rog, n-a retrogradat niciodată, dar nici n-a promovat vreodată ca să fie treaba. Nu, și e sfârșitul lumii. Nu e sfârșitul lumii. Nottingham Forest a câștigat Cupa Campionilor în 79-80. Nu cumva tot și a fost și venit? A venit înapoi acum, dar a fost și până Liga 3. A fost și până Liga 3 la un moment și dat. Și Sunderland e pe Schalke, Werder au căzut în B. Și au intrat, bun, înapoi. Juventus, aici, pe alte proceduri, da? De mafiotlecuri financiare. Da. Fiorentina, echipe care au retrogradat. Cred că și Atletico Madrid a retrogradat la un moment dat, parcă așa țin eu minte. Da? Și Rapidul, să știi. Aia, Rapidul mai vorbesc. Eu sunt curios acum că a venit domnul Șucu, ca să aici. Domnul Șucu în fotbal, domnul Șucu e un patron serios, care are o afacere are o afacere, prima întrebare este ce v-a trebuit. E un om care are o afacere de 30 de ani, despre care știm că funcționează, care are niște comandamente, care are ordine, adică știm lucruri, apare și la televizor, știm lucruri limpezi despre el. Mm-hmm. Da? Și domnul Șucu vine în fotbal, într-o zonă, să mă ierte oameni care lucrează în fotbal, dar e o zonă murdară. În general, general e o zonă murdară și eu sunt curios acum, deci domnul Șucu
poate reforma ceva sau va intra el însuși în această magmă? Nu știu, nu-mi dau seama. Deocamdată pune la dispoziție niște bani, un buget exprimat la microfon. Adică nimic ascuns, nimic dubios. Cât? Că și 7 milioane? De euro? Primul sezon, da. Asta 10 după aia, 14 după aia, da. Serios? Da, și a spus dumnealui și de aici până la 24 nu mai atât de mult. Deci există o proiecție. Da? Dincolo de asta, depinde ce faci cu banii aia. Tu, conducerea administrativă, tu, președinte. Da, dar da, a spus în conferința de presă. Bănuiesc că nu e vorba de bravadă, că n-ar avea de ce. Da. Da? A, bun, că presa a speculat imediat declarațiile un pic tăioase la adresa lui Varga de la CFR Cluj, la adresa lui Dioseghi și a felului în care e finanțată Sepsi, și de aici a apărut puiul de scandal pe care l-aștepta multă lume. Dar altfel e o promisiune de pragmatism și de transparență. Să vedem că una este declarația, una este intenția și alta e concretizarea ei. Zis, să vedem unde e toată să treaba. Să vedem unde se duce. Da, aici o să intre în rol și Daniel Niculae, că e președinte și tocmai a fost votat cel mai de succes președinte al sezonului, da, votul intern al lui Digi. Da. Pe baza ce? Pe baza voturilor exprimate de ziariști, de redactori, de comentatori, de toată lumea. Da. El a primit premiu pentru cel mai bun președinte de club. Și Clujul în care e campionă nu are președinte? Sau nu se pune? Are președinte. Da. Președintele e o figură discretă acolo, din ce știu eu. Da. Ok, am înțeles. Doar mă interesam, că nu mă pricep atât de tare la fotbal românesc. Te alinți. Da. Mă alind, dar și permis să văd. Adică pot să fiu și eu malicios. Da. Mă, Arsenal a scăpat de Real. Ei, n-au jucat. Și anul ăsta, da. Și anul ăsta am rezolvat problema asta, da. Dar eu zic că a fost o gândire bună. Pentru că ne dă posibilitatea să câștigăm Europa League și să intrăm anul următor în Champions League gata, cu treaba gata asigurată, fără să mai trecem prin furcile unui sezon greu, complicat, care nu ne dă niciodată satisfacție. Că toată Europa League e mai slabă decât Premier League. Da, e adevărat asta. Și clar, tot pe acolo la număr de... Da, tot cu Arteta. Am semnat acum, înainte, mare greșeală că am semnat cu 3 meciuri înainte de final și s-a văzut. Da. Da. După aia am și pierdut Champions League. O să fie complicat. Va trebui să vorbim o dată. E foarte interesant ce se întâmplă la cluburile americane din Anglia, care sunt mai multe. Arsenal, Liverpool, Crystal Palace, Chelsea va fi club american. Manchester United este un club american. O filozofie complet diferită față de șeici, ruși, bancomatele clasice. Alte bancomate. Da. Oameni care vin să facă bani, să țină afacerea cu un anumit tip de profit, un anumit rulaj, fără a fi foarte preocupați de istoria, tradiția, cupa, chestiunea respectivă, și care văd aceste sporturi ca niște conglomerate comerciale care trebuie să producă un anumit tip de finanțe. Păi, foarte interesantă filozofia asta. Fără sunat la primărie. Vezi și patronatul chinez de prin Italia. De la Inter. Da. Nu? Și la Milan. Au mari probleme financiare la Inter. Știu că au mari probleme, dar țin minte un meci Inter-Milan de acum vreo 3 ani, când pe tricourile fotbaliștilor numele erau trecute cu ideograme. Nu știu dacă ții minte. Noi ne uitam, noi din inima Europei, ne uitam și nu înțelegeam nimic. Noroc că știam la față. Engleza e aceea și în America și în... Da. Și în Anglia... Asta e. Cum a spus Bernard Shaw, America și Anglia sunt două țări despărțite de aceeași limbă. Well, stângiți, dar mintea avea. Tomato. Da, you know the drill. Potato. Da. Pe aici suntem. Și line și Q. Da, exact. There is a Q here. What? There is a line. Ne vedem și data viitoare? Bănuiesc că da. Da, Vorbitorinci se încheie aici. Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea. Spor la treabă! Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.